Bună dimineața tuturor! E vară, din vară. Ședința Consiliului Local, 29 iunie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Scorțeni, Bacău, România. Mă motivez că domnul primar este plecat la ședința Galului, Tazlău, așa am informația. Dar, așa cum am discutat și la ședința trecută, nu este obligat dânsul să participe cu noi. Mai bine, când vrea dânsul, putem să dăm doamna, dați un anunț. Pierdut primar. Cine îl găsește, să-l ție. Recompens, mă pun eu, îl pun pe secretar. Deci, da? Asta ca o ironie. Deci, o să vină data trecută. Dar, avem aici omul de bază, care îi prezintă sinteza. Mai este o sinteză de data trecută care suntem, domnul primar e la noi, eu am aici, o să o discutăm. Așa, pentru că e în derulare. Și, astea fiind spuse, îl rog pe domnul secretar, Danilă, să ne prezinte ordinea de zi. Prezență avem, absenți? Mai așteptă, poate mai vede cineva. Deci, văd că ce primăm noi, da? Suntem statutari. Suntem statutari, sigur că da. Vasile Pascu, noi? Vasile, da. Da. Bun. Avem probleme toți, dar rețineți, dragi prieteni, dragi colegi, că noi, consilierii, suntem obligați să participăm la ședințele de comisie, de specialitate și la ședința Consiliului Local. Cei care nu vin, informează șeful de partid, președintele de ședință, pe domnul secretar, măcar așa de... adică de bună colaborare, cooperare. În rest, n-am avut probleme, da? Domnul Danilă? Da. Mergem la treabă. La treabă. Domnul consilier, așa cum ați luat la cunoștință din convocarea trimisă, în punct de instituție 147 din 26-2017, din consultarea consilier prezidentul Sfântului Statul Țar, așa, fiind împrumit vorul prevăzut de articol 4 de subiectul din legea 215-2001, și modificată, în conformitate cu prevederile legii 215-2001, publicată și modificată, și așa cum ați luat la cunoștință din dictația primisă, vă rog să-mi permit să vă prezint următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței date a 30.05.2017, la punctul 2. Analiza îndeplinirea sarcinilor inițiative luate în ședința precedentă. La punctul 3 avem proiect de hotărâre aprobarea de contări contravalorii călătorii pe mijloace de transport pentru școala gimnazială Scorțeni. La punctul numărul 4 proiect privind excepția bugetară pe mai 2017. Proiecte sunt inițiat de domnul primar Anton Cătălin. La punctul numărul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de protecție tip rezidențial al persoanelor cu handicap. La punctul numărul 6 avem proiect de hotărâre privind aprobarea prezării în baza unui contract în bază a suprafețelor încăduite de terasa Grumului Scorțeni către ocolul Silvic Moinești. La punctul numărul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat pentru persoanele ce încadrează serviciul voluntar pentru situații de urgență. La punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere pentru grădină cultural de la Florești. La punctul numărul 9, întrebări, interpelări, informări. Domnul președinte? Da. Mulțumesc, domnul secretar. Am discutat... Și Grigoren, la Cămin și Grigoren. Florești și Grigoren. Completăm. Căminele. Imposibil să avem solicitări în prezimentul scoatei. Sunt niște probleme și mai așteptăm. Eu pot să organizez un eveniment cultural, pentru că îți plătesc pentru asta. Nu, nu, nu. Primarul că l-am format, așa l-am... Mai vedem un pic. Sunt probleme. Deci, am luat la cunoștință, da, toată lumea, de ordinea asta, de zi, este foarte bine închegată. Cu o singură observație am să vă fac. Aș fi vrut aici și mi-a plăcut că dumneavoastră ați fost receptiv, dar și colegii. La punctul 2, uitați-vă și dumneavoastră acolo,
La punctul 2, aș fi vrut ca să detaliem așa scurt cu liniuță acele probleme în derulare care la ședința trecută, la ședința din aprilie, la ședința din martie, tot le pasăm și le uităm de o vasă. Deci de acum, la punctul 2, deci la punctul 2, de acum, vă rog eu foarte mult, totdeauna, că știți de unde le găsim? Le găsim din ce concernează doamna Tănase, le găsim din procesele, din procesul verbal. Da? Eu acum mi le-am scos, eu nu-s trecut de aici, mi le-am scos eu din procesele verbale de la ședință de verbal. Și o să le discutăm, nu trecem peste ele. Așa. Da, înainte de a, vă supun aprobării ordinea de zi. Suntem de acord cu toți, da? Bun. Deci nu avem probleme de treaba asta. Trecem la primul punct. Avem la primul punct, avem... Aprobarea procesului verbal și este foarte bine. Ți-a soțit istoria. A citit procesul verbal. De acord. Am o observație aici, pentru că tot le avem televizate. Eu mă refer la mine, nu-mi permit să discut despre cea fiecare e consemnat aici. Adică să fiți foarte atenți când consemnați, că am observat în ceea ce am văzut pe bandă și în ceea ce am spus eu aici, am văzut niște mici diferențe. Nu! Adică am solicitat, vă dau un exemplu, am solicitat lui Alina, trăiască, mulțumim, trăiască, i-am solicitat să ne aducă cheltuielile alea vechi cu firma aia, cu Moinești, care a intrat în insolvență. Și am văzut că s-a consemnat altceva. S-a consemnat, s-a putut cheltuielile pentru ABC, dar fata mi le-a dat de mult cu ABC-ul. Deci, sunt niște chestiuni, trebuie să fim un pic mai atenți și la niște formulări. Dacă dumneavoastră, ceilalți, care au spus probleme, ați citit procesul verbal și nu v-ați regăsit cu solicitările, cu indicațiunile, cu alte probleme care le-ați spus, spuneți acum ca doamna să-și le noteze și să le corectăm, să avem totdeauna exact coerent ce am spus fiecare în ședință. Să nu există interpretări că am spus, că n-am spus, sau că mai grav, să nu fie deloc o anumită chestiune care a fost spusă. Deci dacă nu sunt probleme, aprobăm în unanimitate această treabă. Dacă sunt probleme, spuneți, eu am avut o mică problemuță, am spus-o. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Domn secretar, stimați colegi, trecem la punctul numărul 2. E, aici mai fac o dată observația, că la punctul 2, este foarte bine că l-am scris, ce se întâmplă? La punctul 2, noi nu vom scrie întrebările care le punem la punctul 9. Interpelări pentru primar, întrebări pentru primar sau aparatul de specialitate, pentru secretar, sau întrebări chiar între noi, consilierii, pe grupuri de partide, pe aspecte politice. Nu. Aici, la punctul 2, totdeauna, vă rog, și nu uitați, și o rog și pe doamna Ceaușu pe viitor, urmează la mandat, punem probleme care le avem de 2-3 luni în derulare și nu s-a luat o soluție. Adică, nu s-a dat o dispoziție de primar să facă o comisie, nu s-a finalizat o anumită chestiune, ca să nu le mai uităm. Pentru că, dacă noi le punem aici, chiar dacă primarul nu este aici, că nu e obligat să fie aici, domnul secretar cu doamna îi face un extras ce a rezultat din ședință și omul ne dă explicațiile care sunt. Sau ia deciziile până la ședința următoare și spune, domne, am luat, am făcut, am dat. Deci asta e treaba. Am făcut o punere la... Dacă așa. Domnul primar, poate și la ședința următoare, s-ar putea să mai aibă un alt problemă de rezolvat. Face în scris. Răspunsurile de scris undeva, lasă-l domnul secretar. Scrie în articolul 60 sau 61 din ordinul 35, ordinanța 35, privind regula de funcționare al Consiliului Local, că noi punem întrebările ce avem de ea și ne să răspunde ori verbal, ori în scris. Da. Da? O să vedeți că eu am făcut niște cereri în scris, un legat pentru că am făcut, am promis data trecută că o să fac o interpelare, o cerere către primar, de mai mult timp am spus, în care să numească o comisie administrativă de cercetare, să vedem care e situația totuși cu Ila și cu domnul Ila și cu Ar. Deci, dacă omul l-a chemat, primarul a știut ce am discutat, l-a chemat aici și omul ne-a expus-o și cererea, dar nu mai are obiect acum. Deci asta e. Deci, haideți să intrăm în probleme de la punctul 2 care au fost și luna trecută, și acum 2 luni, și acum 3 luni. Eu mi-am notat cea mai importantă problemă din ședințele trecute, a fost ridicată și de cetățenii care știți că au venit în aprilie, da? Sau martie, nu mai rețin exact. În lunile anterioare, oricum, este problema apei.
Și am rugat că atunci, în ședința și trecută, dar și în celelalte, să dați dispoziție, domnul primar. Uitați-vă la mine, domnul primar, la cameră. Să dați o dispoziție scrisă, prin care să numiți o comisie care să facă un studiu de evaluare a instalației de apă, Valea Câmpului, de-a lui cimitirului. O evaluare care să cuprindă toate aspectele tehnice, toate aspectele și din teren sociale, că ați văzut Mihai Țicojocaru, a zis foarte bine, domnul primar, sunt oameni care nu plătesc, sunt unii care s-au legat. Deci aici intrăm cu toate aspectele, inclusiv cu aspectele care le sesiza Mircea, alea de legalitate, de avize, cu cheltuielile alea care trebuie să întreține în puțul ăla. De ce? Ca să... Deci venim după o lună de zile, în iulie am scris eu aici, domnul Vasile, să notați doamna Tănase, numește o comisie din consilier, uite, vică din septembrie, mi-aduc aminte că a fost problema asta, ca să facem evaluarea acestei instalații. Să luăm niște decizii foarte clare în funcție de bănuții care avem, să o punem în legalitate, să o mai dezvoltăm dacă ne permite, dacă nu, țistăm orice chestiuni și să găsim și soluția alternativă. Poate facem un puz de apă, nu știu. Dar trebuia ca această decizie prin hotărâri, deci dispoziții, să o numească. Domnul președinte, adică dacă se poate numi din consilier care le mai iau cu... Foarte bine, deci, ca să stabilim și comisia. Facem aici să ne... Da, dumne, cum adică? Dar eu sunt deschis la toate treburile astea. Pentru că am spus-o și la trecută, eu n-am vrut să iau prerogativa primarului, care are el calitatea de a emite o dispoziție prin care să numească o comisie, prin aparatul de specialitate. Dar vă rog foarte mult să ținem cont că această comisie să fie cooptată dintr-un cetățean, din doi consilieri și din partea dumneavoastră, ca legalitate, ori viceprimar, ori secretarul comunei. Deci o comisie de 3 sau la 5 oameni. După o lună de zile, spune, doamne, am verificat, ne-am dus pe teren, adică cunoaște foarte bine. Cine mă? Doamna Creangă, doamna Narcisa, sunt despre zona instalată. Astea sunt probleme. Haideți să facem treaba asta, că așa o discutăm din martea, haideți să-l ajutăm pe domnul primar, el să rămână numai cu dispoziția de dat și să propunem o comisie. Vă aștept cu propunere. Haideți, președinte! Într-un conflict, domnul. Intrați în conflict, de ce? Că aveți să apuși și vreau să și da. Mai ales că știți da. Discuțiile anterioare da. În cadrul Consiliului Local. Și atunci... Eu aș vrea, dacă nu este permis, să-l punem președintele Vică Vrut. Exact. Eu am încredere în el, în tot ce a prezentat. Este un om gospodar. Da. Să completăm comisia. Și situația din anterior. Restul. Vitem să împărăm comisia. Mai avem și el propuneri că știi. Mai da, deci cum spuneați, Vică și cu Vasile. Da, căutăm uite, doi, doamna Creangă, doi oameni, da. Doi oameni și da, vițat, care au pus probleme. Noi toți ne uităm către, că primarul nu poate să fie președintele comisiei. Poate să fie și secretarul, dar are să de verificat. Și dacă îi împingem toate comisiile, uitați, o propunere foarte bună. Tudorache Vasile și cu Mihăiță Pădrăcaru. Deci e extraordinar. Deci ia uitați că deja domn primar poate să dea o dispoziție și deci ori punem 3, ori punem 5. Știți cine mai trebuie? Bogdan Lăzărescu, că el e cel care ține și evidența cu contractul. Foarte bine, de partea primăriei. Asta care durează, vă mai spun ce ceva. Domnul, vrem să fac o... Și la situații de urgență, cu atât mai mult. Care-i treaba? Și are și timp. Să vă spun ceva. În momentul când o comisie de asta face și o cercetare și o evaluare, ar fi bine cei care sunt implicați să vină să-ți dea explicațiile, nu să-l bagi în comisie. E un aspect delicat. La ce? Deci cei care răspund într-o anumită chestiune și noi vrem să aflăm adevărul, este bine ca pe ei care îi verificăm să nu îi includem în poliție. Doamna care are prerogativii de a răspunde în acest context cu ceva. Bun, vă spun eu. Eu am dat multe sunt Creangă Vasilica, cu lucrarul Mihăiță, Lăzărescu Bogdan și la cine un cetățean, nu îmi vine să fie și un membru. Ați zis merge, uite. La Tudorache Vasile, părinte. Așa, ca să-mi notează aici. Acum ați spus și deși de acord, da. Da, trebuie să fie un proiect. Asta e propunere. Mai e o treabă. Să vă mai spun pe aia românească, că așa e românul. Că de treaba de muncă... Păi nu, nu. Eu cred că... Dar s-a mai intricat. S-a mai intricat. Eu cred că este o situație în care trebuie să o scoatem la liman. Să avem o situație clară și să luăm și decizii tot aici cu toții ce facem. Pentru că vin vremuri grele.
Deci, dacă noi punem situația asta foarte clar, acum, din toate punctele de vedere, oprim orice discuție și când ne gândim cu mintea limpede la ce soluții alternative facem. S-o îmbanăm, s-o facem mai puternică. Sau să facem un curs de apă, fraților. Că e jale cu apa, vă zic, în buget. Până la proiectul de apă... Poate venim la o rectificare, poate vedem de ce asta e. Deci asta a fost a doua problemă pe care mă notasem. Deci făcusem și cerere, deci chiar aveam aici doamna Niclina. Vedeți că eu chiar am avut cererea asta pentru problema cu apa. Da? Este în derulare acum deja. Da? Eu lăsați primarul să o vadă. A doua problemă. Am lămurit problema cu izlazul comunal. O aveam aici. A fost pusă și la, acolo, la toată lumea, la ședință. Și atunci nici cererea mea nu mai are obiectivul. A treia problemă. Vă mai aduceți aminte că Sandel a spus la trecută. Nu este aici Ionuț, dar Ionuț de vreo 3-4 luni de zile a cerut o chestie. Mi s-au adus. Să vă întrebe de care este situația concesionărilor. Mi s-a adus o situație, vă văd în față, dar aș vrea să fiu puțin mai pentru concesiunile cu Pășeni. Concesiunile în Cipre, teren de locuință. Domnul. Ca să știm despre ce este vorba. Deci v-a dat-o doamna... Da, doamna. Haideți să o citiți un pic. Că facem și o informare pentru toată lumea. Poate mai pune cineva o întrebare. Și dânsa, care a făcut-o, își notează o anumită observație a dumneavoastră. Da. Spuneți. Deci este făcut bine. Și aici, dar lipsește pentru anumite... Deci concesiuni. Sunt concesiuni pășuni, concesiuni. Cele cu concesiuni, ce este concesionat? Ca să nu pierdem niciun minut, nicio secundă, vreau să vă spun că am notat din nou pe ordinea de zi acea problemă, care am văzut că e cu bani în execuțiile bugetare, acea problemă, domnul Vasile, că domnul Cătălin Anton trebuie să numească, domnule, printr-o dispoziție, un responsabil al site-ului, domnule. Al site-ului primăriei Scorțeni, pe care noi aici să ne întrebăm. Ionescu, Popescu, vină încoace. Și cu care dumneavoastră toți ceilalți șefi de compartimente de pe aparatul administrativ să conlucrați. Ca să nu pierdeți timp. Omul, deci asta e. Făceți-o pe asta. Nu vă mai spun. M-am uitat pe la celălalt site. Și n-ați să v-ați uitat, sigur. Trebuie făcută mai oameni buni și o rupi cât de discuții cu cetățenii. Sau dacă ați făcut-o. Lăsați-o să funcționeze. Se întrebe păpurică, vațelică. Domn primar, uite, mi s-a ars becul la mine aici. Când vine primarul dimineața sau la două zile, prezintă cel care este administratorul site-ului la nivelul oameni, responsabil, domn primar. Uitați ce întrebări a pus domnul Ambăruș, domnul Alfirescu din capul satului sau domnul Măcerescu, dar nu vrea. Fă ce să funcționeze rubrica asta? Că nu te înjuri, frate, nimeni. Păi dacă te înjuri dacă ești primar. Păi dacă vrei să fii primar, trebuie să fii și înjurat. Păi nu? Păi când intri în jocul ăsta, trebuie să-ți asumi. În fața colectivității, în fața și neajunsurile, și cei buni și cei rău. Așa dacă referim că nu trebuie să vorbim nici pe Facebook, nici pe aia, nici pe aia, nu facem nimic niciodată. Transparență în actul administrativ. Deci, notați-o. Vreau să rog foarte mult. Dispoziții clare, nu știu, un băiat care crede el, care este, nu pe dumneata. Dumneata îi dai lui ăla, uite, îmi pui hotărârile de Consiliul Local. Cum le-ai pus? Aia. Nu, declarații de apel mi-ați cerut acum, dar și-am neactualizat, ne-am luat toți mașini mergoase, străini. Deci trebuie să scrim acolo, ne obligă, ne urmăresc cetățenii. Și ani. Anișoara sau cenică. Până vine doamna. Domn Vasile, uite, doamnă. Organigrama. Deci am aprobat organigrama din aprilie. Da? Deci nouă ne trebuie ca să funcționăm această instituție, să vă fie bine, să ne fie bine, să ne fie rău, vă spunea marele nostru rege Hagi. Trebuie să urgentăm, dați fraților un telefon acolo la doamna de la... Când am plecat, doamne? Am
vorbim, doamna Fanagi, care răspunde de noi. Doamne, nu mă face să sun eu. Am vorbit cu domnul secretar. Am vorbit cu, da. Domnul Dizine, dar nu a fost primit abia pe 30 mai. Dacă am vorbit cu organigrama nouă de la Barul de la... Dar noi am discutat cu doamna în aprilie. Da, 27 aprilie. Totuși suntem la două luni, fii de domnul. Poate fi, spuneți-i cu doamna respectiv, că dacă nu trebuie să acolo. Doamna Farage știe ce avea. Da. Că acolo e ce toată țara, că nu știu ce, dar eu sunt eu. Sunt doamna, voi urmă. Are responsabilitate, nu numai comună spus eu. Deci, această organizare ne va permite ca să ne stabilim niște priorități de încadrare, ca să văd că nu merge, nu trebuie, se caută oameni unii pe picioare, trebuie să degrevăm unii spre încărcați, alții o bate în cap, deci trebuie să avem la urbanism, nu mai spun, este problema cea mai grea. Deci, organigrama, domn secretar, organigrama, la ședința viitoare, nu vreau să mă opun la memorie. Domn Daniel, ia sub loc, ia un scaun, nu e Diana. Care e întrebarea lui Ionis și că nu trebuie să fie ea, până chiar dacă reprezentantul Sandel la înălțime și standard înalt, nu trecem peste ea, până nu o clarificăm. Aduc un scaun pe Dani. Unul electric, să zic. Și vechea organigramă și pe noua. Ați prezentat o situație, dar vreau ceva mai detaliat pe concesiunile, deci concesiune, fășune și concesiune. Am înțeles, dar pe ce este și dacă mai este și altceva de concesionat, ca să știi... Dacă mai este ceva de concesionat... Da, la ce mai este de concesionat, parțial pot să răspund eu. Suprafața rămasă din pășunea comunală. Așa, doamne. Deci asta, automat, la fel, primarul este cel care începe să demareze orice demers. Dacă sunt ce? Da, păi, anunț. Pe site-ul primăriei, suprafață rămasă, sunt suprafețe de concesionat din izlazul primăriei pentru construirea, cum să văd aici, că multe pentru și-au construit case pe teren. Nu din pășune, și-au construit case cu suprafețe, pe suprafețe din fostul sediu, la cea de sediu CAP. Deci de acolo. Toate comunitățile sunt vechi. Da. Dar sunt intravilan. Ce a fost? La Potoroacă, la Grigorene a fost, nu? Și la Burcă, nu? Și la Burcă, la Grigorene, care la a fost luată din pășune și Danari... Că avea omul partea lui și o parte. Și s-a înflorit. Pentru asta... Vreau să întreb dacă se poate din izlazul intravilan care... Vreau Cătălin luna viitoare la ședință, dar el să vină și să ne spună viziunea lui cu Pugu. Deci trebuie să ne gândim, nu-s bani cheltuit acolo. Nu sunt. Da. 150 milioane, trebuie să fac nou. Da? Poate dă Dumnezeu și o să avem și om la urbanist. Deci prin PUC, nou PUC care, modificări la ăsta care este, cât m-a costat, o să ne recuperăm banii, le dăm șansa la oameni mai tineri, la oameni care au probleme, să aibă o limbă, un venit de pământ. Deci am discutat din februarie, din PUC și până mai iară, uitat, notează-vă problemele. Deci notează-vă că poate avem bani la rectificare pe minus și mai să mai discutăm PUC-ul la rombări de la fie. Că nu miliard la școală, facem și PUC-ul, uita, facem și puți. Dar nu, trebuie. Așa. Domn Sandu, domnul Ionuț, mai dacă tu ești autorul acestei interpelări și acestei inițiative. Am văzut aici scrie cu mare majoritate concesiunii pășune, da? Celălalt scrie doar concesiune. Asta s-a făcut. Contractele care sunt concesiune sunt loturile date pentru construcția unei case, contracte vechi, din carinarea la foarte bine, așa, doamnă, să explicați. Așa, e normal, aparatul specialitate, se vine cu toate elementele.
de chirie. Chirie conform contract, când vorbim de chirie sunt imobile, costul sediu CAP, dat domnului Patrichi. Parțial din ea. Parțial din ea. Parțial, anumită acolo la suprafață. Și ce nu apare aici, am întrebat anterior comisiei, ședinței de comisie, vis-a-vis de apartament, că nu apare aici nici la închirier, nici la concesiuni, la nimic. Și mi-a explicat doamna Diana că nefiind prins în inventarul primăriei, deci nu apare, abia curtea de conturi a fost cea care a sesizat că acel apartament nu apare în inventar trecut și se așteaptă să vină cu raportul de la curte să vedem exact cum va apărea la aici în, bun, ca impunere. Ionuț și cu Sandel. Domnul Sandel și cu domnul Ionuț, mai aveți alte întrebări pentru doamna Nechita? Ca să nu-l blocăm pe doamna aici, care treabă. Pentru Bogdan trebuie să rămâi cu baie aici, trebuie să stai la pachetat vânt aici cu mine. Ia-o cafea, ia-o. Ia-o scaunul. Hai să-i mă la cot. Ai scaunul. Bogdan, ai loc aici. Ei, doar la concesiune, că ți-a amrume. Da? Ce prevede? Băi, atunci, dacă are emisiune, vă lăs să jumătăți pentru ajunge. Nu blocăm puțul ăla dacă am aici. Care sunt planurile? Vreau o situație, activități ai făcut pe ei în ultimii 2 ani. Și care este noul plan, noua echipă? Nu este nouă. Bun, mai lămurim cu noua. Așa? E vechea echipă și ce activități a făcut? Păi și în cum o să aprobăm la contract? Noi aprobăm contractul cadru, atât. În urmă vine el. Exact cum avem treaba aia altă la pădure. Exact. Dragi colegi, mai aveți pe această speță al concesiunilor o întrebare cineva? Da, este un... Trecem mai departe. Am... ori luăm, notați-o că vreau să văd. Deci doamna a făcut o inventariere, au fost atâtea lipsuri. Vreau să văd și eu, domnul primar, ce măsuri au ordonat în acea dare de seamă de rezolvarea problemelor care sunt acolo. Eu nu mă mai duc pe Curtea de Conturi. Că a spus doamna că a dus raportul la Curtea de Conturi. N-au decât să-și lea să-l ducă la Bacău Curtea de Conturi. Eu vreau primarul unei spărțeni ce măsuri, că are competență, să numească și convinse de... Nu mai dau eu. Nu mai învăț. Că dacă nu învăț degeaba. Deci să văd și eu că pe acel document, dare de seamă așa, intrăm și noi să scoatem o leacă de aici, să punem curățăm. Exact. Și atunci se fac declasări, declasificări, procese verbale, și facem curățenie. Deci suntem încărcați cu tot felul de prostii. Uite, la chestia cu inventariere, dacă vă faci o dată, vin și eu. Am văzut, că revin la ce a spus doamna Cobuz. Și asta îi vreau să-i fac o observație, domnul primar. Am văzut că sunt colegi, prieteni, nu știu, din sat, care fac referiri la raportul Curții de Conturi. Știți dumneavoastră ceva oficial? Că domnul Fierul Adrian, pe pasta de lazuri, știe că e ok. Știți? Da. Ce știți? Că eu nu știu. Tot el și-a început treaba cu căminul. Doamne, de ce? Știți care treaba? Domnul primar, eu acum vreau răspunde. Domnul primar, dar îmi place. Întrebați așa pe domnul. A citit vreodată legea 182 de protecția informațiilor clasificate până nu? Curtea de Conturi nu vine cu sinteza publică? Nu vorbim mai iurea, fraților. Decizia, e foarte bine că nu știu ce. De ce? Nu mai avem treaba asta. Îl respect pe Fiorul Adrian, are o familie jos pălăria, dar nu vorbim mai iurea. Deci asta era. Și domnul Artur nu fac vinovare așa ceva, pentru că a divulgat secrete serviciului din primărie. Da. Pentru că înseamnă că dânsul știe tot și a spus prietenul lui acolo la o bere, la un pahar, hai că ăla mă doar rabat. Nu e așa, nu se face la treabă. Ei, nu. Deci ori suntem, ori nu suntem. Perversa de Peter Bogdan. În ce fază suntem, domn Vasile, cu procesul, cu constructorul, cu tribunalul Bacău? Deci, conform unui cod de procedură civilă... Ați făcut întâmpinare? Este fost întâmpinare, așteptăm taberei transmitere. Voi întreba lunar treaba asta, Ioan. Deocamdată este perioada de vacanță, așa cum știți, până în septembrie. Noi așteptăm, se trimite data începerii procesului.
Deci, vă spun că am văzut dosarul, este camera preliminară, stă 60 de zile, este procedura asta. Nu mai intru în detalii, dar vă spun foarte clar. Voi solicita instanțe, mă duc acolo și voi solicita în scris, să particip la proces și voi aduce niște completări față de ceea ce va aduce primăria Scorțeni și cel care ne acuză că... Deci vă spun clar. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu trebuia să ajung aici, chiar dacă puteam să plătim o sumă suplimentară, dar nu halul ăsta aproape de 1 miliard de fraților. Nu așa. Iar cei care n-au vegheat și au coordonat prost prin neglijență în serviciu acest proiect, voi cere să plătească de acasă, nu de la Watt Scorțeni. Am încheiat. Deci eu nu discut. Mai am o problemă, tot la punctul 2 și am terminat cu punctul 2 și facem la punctul 3. Statul lucrărilor la grădiniță. Tot am vorbit de grădinița asta. Tot am vorbit de școală. S-a făcut acel grup social? Cine poate să răspundă? Știți? Care aveți copii pe acolo? Ionuț! S-a făcut grupul social ăla? Se vine doamna directoare luna viitoare la ședința. Cine? Deci erau niște probleme. La sala, am fost cu toții. La sala de clasă, la grupul social. S-a făcut ceva acolo? Sala de clasă nu știu dacă e. Da, no. Doamna directoare Oana Danuția Ondu să dar luna viitoare vine la ședință. Dar ăsta, dar de ce uitați-mi nu trebuie grupul sanitar? Cum? Doamne, eu am întrebat, să vedem dacă vine la ședință, nu numai pentru asta să întreb pe ce asta. Vine să mai întrebăm și de alte activități educative, școlare, că copiii nu știu o poezie la imnul eroilor. Dar nu știu de ce într-un asta să niște scrie. Am dat tonul cu preotul ce au și hai să cântăm o melodie. Presă, ați vă vor vorbi. Doamne, vedeți că nu mă jigniți. Da. Vă rog, redaliți-vă! Noi, haideți să nu intrăm cu polemică. Eu am spus să vină doamna, m-a tras de limbă. Nu neapărat de baza materială, dar să discutăm un pic despre colectivul didactic, de implicarea lui în educarea copiilor, a nepoților noștri aici. Pentru că nu, nu e. Eu am făcut școală aici, am făcut școală, să știți. Trecem, deci trecem la punctul 3. Mai tăiați microfoanele, domnul președinte, mă rog. Doamna Ceauș, doamna Lidia, nu mai aveți microfoane, vorbiți degeaba. Proiect de hotărâre pentru decontarea de, uite, da. Aprobarea decontării contravalorii călătorii pe mâna de scolă la persoana didactică sau auxiliar. Știm despre ce este vorba. Eu chiar aici am spusesem să vină, să fie anunțată doamna dirigintă, doamna directoare, să vină în ședința următoare pentru anumite chestiuni, clarificări vis-a-vis de lucrări și pentru copii. Copii, semnul întrebării, referindu-mă la educație și la alte probleme, pentru că este școala noastră, este viitorul comunei noastre, oamenii aici trebuie să facă carte. Am văzut nicio poezie, nu știu să spună. Și mă doare sufletul. Deci, avem o problemă vis-a-vis de plată? Nu avem. Vă rog să fiți de acord să aprobăm cine este pentru expunerea de motive privind aprobarea de contării contravalorii. Nu sunt rețineri, nu sunt împotrivă, nu sunt abțineri, da? Avem un comentariu? Nu. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pentru luna mai 2017. O să-i dau pe Alina... nu-ți mai dau cuvântul. Nu. Ai și treabă și noi nu trebuie să stăm aici 1000 de ani. Pentru noi am avut în mapă de o săptămână, da? Am avut și în mapa trecută și fata știe foarte bine că nu l-a prezentat, dar ni l-a prezentat atunci. Și acum dumneavoastră, dumneavoastră, cum și eu, mi-am notat anumite mici, punctuale întrebări. Deci când îi punem întrebări, nu mai citim, urmărim, care două materiale. Și pe aprilie, și pe mai, și eu chiar mi-am adus-o și pe aia pe ianuarie, februarie, martie eu. Dar nu, nu. Deci nu. O întrebăm pe Alina punctual. De ce aia? De ce aia? Și Alina ne spune. Și ne mai spune și domnul Vasile, ne mai spune și doamna Vice, pentru că sunt aici cu toții. Și doamna Tănase, aparatul de specialitate aici. Deci punem întrebări pe proiectul de execuție bugetară. De fapt, execuția bugetară o facem la 3 luni. Asta este o informare a cheltuielilor lunare. De doamna Alina. De acum nu mai spuneți execuție bugetară. Puteți să-i spuneți așa, că nu e o problemă. Punem execuție bugetară pe trimestru, că așa spune legea. Dar o informare privind cheltuielile din luna. Așa. Doamna Nedelcu, execuția cheltuielilor. Mai e cineva? 1, 2, 3. Mai trec și eu al patrulea, doamna Alina, cu aprobarea dumneavoastră, la Pirea Chirurgia. Nu am mare lucru, dar vreau să... Are cuvânt domn Hagimă, Ovidiu. Da, eu aș vrea să pun o întrebare referitor la luna trecută, că atunci doamna contabilă a fost
ia să nu spune așa. Mie mi s-a părut cam mari sumele cu ghirlande, cu montări, demontări, bani vechi aproape 100 de milioane. Mă întreb dacă, cum să zic eu, dacă mai are rost, 100 de milioane fiecare an e o sumă foarte mare. 9.730. Da, 10.000, 100 de milioane în bani vechi. Eu cred că banii ăștia am putea face altceva, dacă nu găsim altă firmă care să ne scadă din prețul ăsta. S-a făcut contract cu o altă societate. Inițial costul pentru montat, demontat era de 14.500 de lei. La prima recepție nu s-a aprobat acele lucrări. În momentul în care, da, vă vine să râdeți, dar mie vine să plâng. Iar la a doua recepție am ținut să fiu prezent în momentul în care a dat ghirlandă, ornamentele jos de pe stâlpi, tocmai pentru a putea face plata exact cu cât a fost montat. Adică, un exemplu, apăreau țurțuri, montat țurțuri, 30 de bucăți, dar de fapt și de drept erau 6 plase cu câte 5 țurțuri pe plasă. Deci, ornamentul era format din 5 țurțuri. Ca să nu mai spun că prețul unui țurțuri era de 50 nu știu de lei. Ăsta e gata montat. Ăsta vine la bucată câte 5. Da, bine, noi, dar noi am achiziționat de 7.000 sau nu știu cât acolo. Aia, la, nu știu eu prețurile. Eu v-am spus, la, bine, eu răspund la ce, la ce știu. La ce nu știu sau n-am participat, nu vă pot comunica. Da, la, la, pentru ghirlandele respective, întrebați cine le-a achiziționat. Nu despre achiziționare, nu știu exact prețul, mă referam că e foarte, o sumă foarte mare, după mine. Poate dacă dumneavoastră credeți că e... Am să vă răspund eu. Această activitate este un contract de prestări servicii. Mă înțelegeți, domnul Ovidiu? Orice contract de prestări servicii este supus normelor prevăzute în legea achizițiilor publice. În 2016. Cu publicare, cu ofertare, cu... Și acolo vii cu selecția ofertelor și pe cea mai bună. Deci la noi procedura asta am constatat în toate contractele de prestare servicii că nu se execută. Și ne încredințăm cui vrem noi. Și nu știm dacă ăia ne fac cea mai bună treabă, cel mai bun preț, pentru că nu se vine nici în Consiliul Local cu un contract cadru, ca să vedem și noi, să ne mai dăm și noi cu părerea, spune Mircea una, mai spune una și creăm niște clauze în contract. Și le luăm de bune toate și dăm cu sutele de milioane. Și asta este la toate contractele de achiziție publice și nu fac, nu vreau să mă întind în altă parte decât de la începutul mandatului ăsta încoace. Și treaba asta nu o las așa. Și o să vedeți mai încolo o să am și eu... Mai sunt și altele, dar mă las părere. Mai departe. Mai aveți, domn Hagi, mă? Nu, eu mă... Domn Mihăiță! Da. Execuția bugetoare numai pe luna mai? Da. Sau pe luna mai? Nu, dar este specificat. Pentru luna mai este un raport. Deci, avem, eu, de exemplu, acum am mapă, pentru că noi am votat că s-a scris, n-a scris aici, știți, în, trebuia să scriți și pe luna aprilie și pe, așa am votat noi. Dar eu mapă mi-am luat-o și pe aia din luna, mapa trecută. Nu ai acum, cred că nu ți-ai luat-o din mapa. Da, dar o ai în mapa din luna trecută. Văd proiectul din hotărâri care este acum, aprobarea executului bugetar, fiecare luna mai. Da, așa, numai noi aprobăm și de aprilie și de mai acum sau numai de acum? Le discutăm pe amândouă. Deci le discutăm pe amândouă. Nu am și prea luat, dar da, le aprobăm pe amândouă. De ce? Aprobăm amândouă lucrurile în sensul că execuția de fapt, execuția bugetară conform... Adică discutăm pe mai și le aprobăm și de aprilie și de mai? Ascultați-mă un pic. Execuția bugetară conform legii se aprobă trimestrial. Adică ianuarie, februarie, martie la 31 martie aprobă execuția... Da. Am rugat-o și în Comisia de Buget Finanță și am luat-o pe doamna Cucerul Mircea, i-am solicitat lui Alina pentru o mai bună înțelegere a fenomenului economico-financiar, pentru a mai
nu mai mai punem noi o mie de întrebări, dar i-am solicitat și anumite detaliere, și am rugat-o și a fost de acord, eu am spus și un proiect de hotărâri, care a fost aprobat la timp respectiv, că a început în luna martie să ne prezinte, nu neapărat execuția bugetară, asta vă spuneam eu, o situație a cheltuielilor lunare. Urmând ca acea execuție bugetară, care ne cere legea, o prezentăm întotdeauna și o aprobăm prin hotărâre a Consiliului Local la 3 luni. Din 3 în 3 luni. Ceea ce ne-a prezentat în luna aprilie și în luna mai, e scris un pic forțat execuție bugetară. Este o informare asupra cheltuielilor făcute pe lunile martie, aprilie, mai și la 30.06 vine luna următoare și ne face să aprobăm execuția bugetară. Deci de acum, domn Vasile, doamna Alina, pe lunile din interiorul trimestrului scris doar informare privind cheltuielile efectuate pe luna. Iar la 3 luni scriți proiect de hotărâre cu execuția bugetară conform legii. De asta, noi acum nu avem. Eu am acum, eu mi-am luat-o și pe aia de una trecută. Am și eu, dar nu scrie aici, că proiectul hotărâri este asta care da, nu a, deci trebuie să scrii. Deci dacă scrie aprilie-mai, era altceva, dar scrie mai. Da. Nu scrie aprilie-mai. Da, dar trebuie să este pregătare a cerut. Noi nu votăm atunci. Așa, domnicea. Păi nu? Domnicea. Vă rog. Deci, putem să punem întrebări Alinei și de pe luna trecută, că ea are documentul aici. Documentul care nu l-a putut prezenta. Întrebarea care a pus-o colegul și la colegul i-a pus întrebare. Deci tu poți să-i pui întrebarea acum, domniță, și din materialul aprilie, și din materialul ăsta. Ba mai mult, poți să faci o comparație între ele, cum am făcut eu. Eu mi-am luat vreo 3. Și am o comparație între ele și pot părerea. De ce e așa acolo, de ce e așa acolo, de ce e așa aici. Deci asta e treaba. Cred că v-ați înțeles acum, da? S-a înțeles toată lumea, da? Să știm că dacă noi nu am aprobat execuția bugetară pe aprilie, noi am trecut pe mai, dar fără să mai... Noi aprobăm execuția bugetară pe trimestru. Am înțeles. Am înțeles. Restul ce am rugat și a circunscris și o ajută și pe dânsa la 3 luni, este o informare lunară asupra cheltuielilor. Face aprilie-mai informare privind cheltuielile lunare. Când vine la trimestrul la 36, facem hotărârea Consiliului Local și aprobăm execuția bugetară pe trimestru. Am zis că sunt să fie greșit cu ceva, adică mai știi că n-am aprobat. Doamna, acum este în situația în care ne poate răspunde și la întrebările din aprilie, care material la dânsa. Bun. Mai aveți, domnule? Da, mai am aici telefon, internet, poștă, 3936. Ei, pe luna trecută, pe luna asta, deci de zonă și răspundeți. Pe ce perioadă este suma asta plătită? Luna. Și ce operator? Și ce operator? Optim? Pe luna. Acum e. Mai. Asta execuție. Bun, pe luna mai. Care sunt operatorii cu să venim? Echipe mele. Pe luna aprilie. Telecom, cât este? Telecom. Să și una mai deci 1500. Deci 1500 la telecom și diferența de 2000 și mai este telecom mobil 200 și ceva. Telecom mobil care nu l-o reține nici acum? Nu. Dar nu am cât cât aveți? Cât aveți la pe mobile? 200 și ceva de lei, 300 de lei. Nu, deci 1500, 300, 300 de lei. Și și restul la Orange? Pe o lună? Da. Cât a făcut cadrul? Cât este? Dar nu mai știu câte sumile exact. Wow. Da, da, da. Păi la Orange știu că e cam vreo 600 de lei. Da, păi n-am depășit niciodată 700 de lei. Până într-o 1000 de lei, 800 și 900, aici era Orange. Și așa acum cât e? 2000? Păi e diferența, păi e fost, diferențoare. Dar de la ce? Cine are abonament? Cine are abonament? Păi cine are? Cine a făcut fost suplimentar? Nu s-a făcut fost suplimentar. Nici eu, Robert. Dar aveți, oameni buni, aveți desfășurătorul, eu vă spuneam, și nu din lipsă de modestie. Deci pe timpul când eram primar, nu depășea 700 de lei, 750. Da, 700 și ceva. Așa, 700 de lei. Acum observ că este la... 40 de milioane, 39.360. Aveți desfășurătorul, doamna Cotar, aveți un desfășurător unde scrie numele pentru fiecare. Popescu, Ionescu, nu știu ce. Și spune cost suplimentar. Să plătesc, domnul secretar, ca în ședința următoare să ne prezinte și nouă factură care ți-o plătiți și cu desfășurătorul de la toată internet.
și telefonul. De costul suplimentar, mai plătim din buzunar. Asta este. Dar ce birou? Cine le-a făcut costul suplimentar? Băi, am un abonament, are un mod ținut. Ai depășit mai scurt din buzunar. Vorbești pe telefon și plătești. Adică mi se pare mult. Nu știu de ce să zic. Ce este aici? Pe o lună, foarte mult. Am de trebuie să zic. Bun, dar. A cine? Pe tăriu? Păi omule, stai, eu nu cred că am vorbit atât de mult, că să nu scoți o vorbă la el 3-5 ani. Păi de asta am și întrebat. Ovidiu, este din luna aprilie, că am văzut sumele. Și am întrebat de la început, este pe aprilie, mai? Sau nu mai, am spus, dacă sunt lucrurile cumulate, poate spune că sunt normală, dar să fii pe numai pe luna mai, 40 de milioane de telefoane? Și internet? Dar cât e internet? Cât poți internet? Deci internetul plus telefonul fix la telecom este până într-o 1500 de lei. Era 1100, da. Dar decât s-au achiziționat iPhone-urile și două lepturi, s-au ajuns la factură lunară de aproape 1500 de lei. Da. Mai este o factură telecom mobile de 200 și ceva de lei până în 300 de lei, care nu este reziliat contractul, iar diferența este la Orange, că alte, deci, alt contract și alte nu mai este. Cine are telecom? Telecomul, e expirat contractul de anul trecut, trebuia să se demareze, să se rezilieze. Noi aia 300 de lei îi plătim fix degeaba. Uite, dacă știți de ce nu faceți rezilie. Păi, băi, doamna viceprimar, dacă ai știut treaba asta, ce nu este asta? Asta nu pot eu să semnez, domnul, dar ce? Dar spuneți, întregeți-l de urechi și spune, băi, băiatul, băi, băi, da, ia asta, că mi-am asta amintea. Am băi, xeroxul ăla care i-am plătit noi și noi aveam fax nou. A ajuns? Deci mai avem așa acolo, băi, dar banii care noi îi plătim mai urmă. Dar Xerox-ul ăla nu este funcțional acum. Trebuie să se lezi. Mergei, 130 milioane, da? Da, dar nu trebuie reziliat. Când a început să meargă ăsta, reziliat contractul cu ăla. Nu, nu mai plăte din mod de o trebuie. Care e 3 luni, de când am făcut? Nu, când aveau Xerox, doamne. Nu, așa e. Așa ce trebuie. Că au luat un Xerox rău. Da, așa și-o mai funcționat. Dar ăsta funcționalul de când e de o lună, de 35 de zile, trebuia să rezilieze contractul atunci. Dar e mai timpul de o lună, nu? Nu am zis, da? Da, aici am noi plătim și pistele ăla, deci noi am cumpărat de ăla și mai plătim încă la aia de la București, sau cum n-ai le zici, da? Da. Dar cu ea ar trebui să treacă de acum aia 2 ani de zile. Dar cine trebuie să fie proprietar? Măi, doamna, da, da, dau-o dumneavoastră ca în sacul de bucurie. Vedeți că acum v-ați băgat peste mine. Eu acum eram văzut la cuvânt, mi-ați luat toate minunile. Microfonul. Vreau să fac o suplimentară, acum și să-ți plătesc dacă... Nu rețiliază Alexandru contractul. Zi-mi în continuare. Nu mai zic. Adică, o dată avem spus. Am întrebat de la început, am văzut suplimentul și am zis, dacă două lucruri, lasă să niște suplimentul. Problema care a spus-o dumneavoastră a creat atâta vânt, înseamnă că, într-adevăr, a fost cea mai importantă. Deci am citit așa și am dedus că nu e normal, nu se pare normal. Deci luna care vine la ședința următoare sau când o să fie, să dea dispoziție domnul primar, să aducă toate documentele desfășurătoare, să vedem exact cine consumă, cine plătește. Poate sunt cineva câștigă bani pe chestia asta, nu? Plătește, primăria plătește. Primăria plătește, dar... Cineva va plătește. Aici chestia cu vitanjările. Vitanjările, unii se mai face vitanjările? Acum și cum e luat să vă spun eu. Da. Am avut controlul de la mediu luna aprilie. Da. Pe baza sesizării făcute la dosarul deschis de domnul care a trimis adresa? Da. Ca să putem... 7 ani să reziliem contract. Să fi găsit așa cu a trebuit să blindăm seama aceea... Spurgerea. Deci, da, spurgerea trebuie să nu mai curgă apa. Și atunci, am făcut vidanjare, doar... Deci, vidanjarea în sine, o dată la vidanjare, 10 milioane, 1000 de lei. N-am făcut decât un dus și un încoț, iar restul ce a fost... De asta apare mai puțin bani aici, că nu s-au pus vitanjarii efectiv. Și eu aveam problema cu vitanjarea, deci mi-a luat-o, mi-a luat ca ai dar revin și întreb și eu acum. La serviciile astea de vitanjare, este nevoie iar de contractul de astea servicii? Da, este făcut... Și cine l-a văzut, doamne? Doamne, Consiliul Local ăsta aici, Consiliul ăsta local. Noi când ce suntem aici? Ce poate să se fac frățile tot să nu știm informații. De asta suntem aici, că noi să nu știm. Doamnă! Peste tot în românica asta, măcărați. Și eu sunt
Consiliul local, vine primar, cu toate problemele care le contracte. Și să știți că, în general, 99% se aprobă toate, care, adică primarul cunoaște bună rânduiala necesităților. Și cu sfaturile noastre, cu întrebările noastre, trebuie să merge mai bine. Păi dacă noi nu știm nimic și toate contractele de prestări servicii să fac cu ăla, cu ăla, cu ăla, și aflăm după 3 luni în execuțiile bugetare, normal că întrebăm pe ce s-au dus banii. Contractul cu vidajări nu-i făcut de acum. Știți de ce mă uit la dumneavoastră? Da, spuneți. Că am văzut că sunteți președinta comisiilor de recepție. Da. Și nu prea vreau. Vreau să completez și eu la rândul meu, dacă considerați că... Doamne, eu v-am spus dumneavoastră, nu știu ce vedeți la rândul dumneavoastră. Dumneavoastră, nu știu dacă ați urmărit cu mine. Da, eu realitate. Deci, doamne, dacă dumneavoastră ați urmărit cumva, eu urmăresc viața satului, duminica. Da. Nu totdeauna, că da, mă mai duc la biserică la 17 ani. Problema este în felul următor. Duminică, poate cineva dintre dumneavoastră nu s-a uitat. Da, eu m-am uitat. Așa. Cu pășurile. Ați văzut ce a spus un primar? Mă doare la, așa, comisia de recepție. Atenție foarte mare ce spune eu, Jean Lacre. Eu la rândul meu sunt și eu atentă la ce semnez. Primarul asigură transparența prin aplicarea legii, după ofertare, selecție, nu știu ce. Dacă însă intră pe recepție, pe recepție să știți că nu se face recepția nici de acasă, nici din birou, se face pe teren, cu prezența și iar aici să știți că nu mi-a plăcut recepțiile care au fost făcute. Și atât, nu mai spun mai mult. Ați fost prezent? M-am chemat, mi-am pus punctul de vedere, am constatat, mi-am notat, dar să știți că mie nu mi-a plăcut că a fost făcută în sfidarea legii recepțiile astea. Și să știți că nu e numai vorba de cele trei recepții. E vorba de tot ce am făcut noi din iunie încoace. Nu spun mai dinainte că nu se cade, că n-am fost aici. Dar să știți că toate, inclusiv dezăpezirea, inclusiv chevlandele care spunea Mireiță și alte chestiuni... Păi la chevlande nu. Veniți, doamne, venim consiliul local. La recepție, recepție... Doamne, pragurile la atribuirea directă care sunt date în lege, care sunt date în lege, nu dumneavoastră, așa e, că procedura de atribuire nu aparține comisiei de recepție. Dar și comisia de recepție are un regulament aprobat pentru o ordonanță, pentru o hotărâre de guvern, care trebuie să-l respectăm. Și nici ăla nu s-a respectat cu raza, să știți. Am spus. Trecem mai departe. Nu, vreau să comentez și eu ceva. Deci, de acolo, din la... După, înainte de domnul Măgireț. Da? Ați trimis-o... De acolo, din sus, din deal, de unde faceți vitanjarea, este o țapă care se scurge în șanță. Aia am... Aia, ați trimis o echipă din la 460. L-am trimis, am mers eu cu ei. Da, și ați curățat jumătate de șanță, având în vedere că acolo este o bătrână singură, că totdeauna... Dar care curățat? Nu e adevărat. Cu echipa de la 416 am săpat șanță. Trebuie să fie supărată că acei oameni au făcut plângere, că au perfectă dreptate. Da. Și nu trebuia tratat așa, trebuia făcut tot șanț. Da, nu e șanță, drăguță, nu se face șanț. Doamna Lidia. Nu e șanță, foarte om odată. Doamna Creangă, doamna Cobuz, bătai microfoane. Doamna Cobuz, doamna Creangă, bătai microfoane. Și de ce nu doar jumătate? Doamna Creangă, doamna Lidia. Doamna Lidia. Este bună problema cu a discutat, dar nu acum ăsta. Haideți să discutăm problemele la mâna. Haideți să discutăm de execuția bugetară de sume. Ziceți, domnule Ionuț Cipcă. Că s-a obligat problema cu baza sportivă, construirii bază sportivă. Ați văzut suma aia de 9.000 am urțat pe ei? Și eu avem. E foarte bine, vorbiți toți să vine luați pe mine pe toate. Eu le-am mutat și eu. Nu, întreb că v-am divers să vedem mai de suma asta. Deci am văzut că e o restanță acolo, dar noi n-am mai economit cu... E prins în execuția bugetară pentru a veni cu ideile care am discutat cu... A fost o restanță, cei care au făcut recepția, știi, la fața sportivă. Diferența aia? Diferența e la ce? La fața sportivă. Când am mers cu Ionuț, nu? Da, la ce s-o plătit? 7.000 și ceva, nu? 7.907. La pavelele care au fost puse și rigorile de pe lângă. Bun. Mai meriță? Suma respectivă face dovada plății, nu a lucrărilor făcute. La diverse, la bună, o să discutăm un pic despre ABC proiect,
despre domnul Ailoaie, da, despre oferta care o avem acum primită, da, și reluăm discuția asta. Hai să terminăm cu execuția bugetară. Ionuț, are cuvânt Ionuț Cipcă. Te rog. Eu vreau să fac un precizare la ce a zis noastră cu comisia de recepție. Într-adevăr, comisia de recepție e responsabilă pentru lucrările care se fac vizual, dar ca și calitativ. Da, calitativ sau cost, mai rău. Am acolo, da, am văzut, sau am văzut cum puteți să vedeți. Nu știu, eu n-am văzut o foto parcursă și au trecut de 10 ori cu balast sau au trecut de 2 ori cu adevărat. Deci asta eu n-am pus-o. La comisia de recepție, executantul trebuie să fie obligatoriu prezent, da? Să faci o recepție la terminarea lucrării conform regulamentului, să dăm un termen de garanție, da? Doamna știe foarte bine regulamentul. Și la recepția, când face recepția la terminarea lucrării, el își prezintă toate documentele justificative din care rezultă costurile. I-a întrebat-o pe doamna Lide, dacă atunci când au venit cu balastul, doamna i-a anunțat. Anunțați-mă și pe mine când vin, ca să știu. Ea a anunțat cineva? A anunțat pe cineva pe doamna? Nu, m-am dus și le-am și scurt. Am auzit și eu că au venit cu ghilaje. Da, am văzut. Da? Ionuț, deci ai spus, ideea ta este în felul următor și este foarte corectă. Ca cei care suntem în comisiile de recepție, când se execută aceste contracte de prestări servicii, terțe, da? Un, doi consilieri, măcar să fie acolo. Asta e toată treaba. Când noi eram aici... Acum hai să mai râdem un pic, că noi eram aici, și el căra balastru pe scara la buldozer. Deci, el nu este în comisia de recepție primarul. Nu este. Dar spuneți-mă, deci comisia de recepție... Eu o glumă, dar poți să ai așa înseamnă. Domnule Ambărușu. Doamna Genescu. Domnule Ambărușu. Domnule Ambărușu. Nu contează. Ambărușu. Vă tai microfonul. Domnul Hagemă. Bine. Puneți, vă tai microfonul, domnul Hagemă. Referitor cu comisiile astea, cu balastată și cu dezăpezire. Eram la Grigore, m-am întâlnit cu domnul primar. Ce faci din fața magazinului? Să te dezăpezești. Dar n-au să mă invite și pe mine, nici pe domnul consilier Hagemă. Ei nu au în funcție, domnule. Trebuie să mai avem răbdare pe două mandate. Mă avem și cu balastată, cum au fost. Zic, dar ce faci prin Grigore? Poți că am mașini, utilaje pe acolo, pe uliță, nu au vrut să mă invit. Acolo, în cel mai bun caz, el nu era uliță, deci el era clar că nu trebuia. La recepția lucrării... Și atenție, el era oricum unde nu trebuia, acolo trebuia să fie o reprezentant de comisie la recepției respective, sau un membru, un consilier, un local, care să ne prezinte, să avem o imagine, să ne reprezinte pe noi consilieri. Deci, locul domnului primar, vă asigur eu, domnul Măgelescu, nu este la recepție, cum a spus domnul Mergea. Iar recepția nu poate să-și asume. Acum, noi nu, ați văzut că am trecut și în procesul verbal. Nu mă interesează cât a costat, pentru că nu eu am încheiat contractul. Comisia constată efectuarea lucrărilor sau măsoară dacă are de măsurat, dar nu poate să-și dea cu părerea că o dat 2 lei sau 1 milion. Dumneavoastră sunteți și consilier local? Da, bineînțeles. Fie pe mine, consilierul local Eugen Zanfirescu, mă interesează, fiind în Consiliul Local a Comunei Scorțeni, mă interesează cum se derulează contractele, cum se fac achizițiile, dacă se respectă procedura legală, dacă comuna mea, primăria mea, a găsit soluția cea mai bună din punct de vedere tehnic, indicatori tehnico-economici, preț, asta mă interesează. Deci dumneavoastră, într-adevăr, sunteți președinte la Comisia de Recepție. Dar nu vă exonerați de obligația de consilier local. Vă rog frumos. Păi în momentul în pentru care... că acolo vă interesează și aia. Chiar dacă nu aveți acolo, calitate sub semnătură, aveți calitate de consilier local. Nu pot eu la Comisia de Recepție să fac precizări. Deci nu le-am amestecat deloc. Deci nu vi le-am pus în asta. Că văd că mai multe probleme am cu PNL-ul în timp decât cu PSD-ul. Cu reprezentantul, cu PNL-ul în sine, vă rog. Da, am glumit. Am și eu să... deci am spus problema principală. Încheierea contractelor de achiziții publice, fără respectarea procedurilor. Nu mai vin în detalii. Mi-am notat aici, tot așa cum a zis Mihăiță,
notasem și eu de vidanjare, bani mulți la vidanjare, o fi, nu pot să spun, avem contract. Așa deci oameni buni, cu contracte, noi să mai punem și noi o clauză, să-i mai obligăm. Am văzut contracte, domnul Vasile, fără să fie semnate de tine. Pentru că e jurist primării. Cum să semnezi contracte de achiziții publice? Deci ăla de la achiziții publică face un contract cadru, sau cel la primar, să uită, să uită secretarul, băi, ai un consiliu local. Ia dă-mi bine bune ăștia, dar mai spun și eu o idee. Dăm un cir și nu mai vine noi acum să le reproșăm. Dar dacă nu se respectă transparența asta, oameni buni, nici nu o să avem certitudinea că lucrăm cinstit și corect și că vom face treaba aici. Pentru că vom avea permanent suspiciuni și ne întoarcem la dat la joale. Asta e treaba. Gata, doamna Alina. Vă aprob să mergeți la servici. Acum am mai plătit Xeroxul. La secțiunea de dezvoltare apare... La 13.698 achiziționat de Xerox, da. Abia acum am plătit? Păi dacă s-o achiziționat în aprilie, am avut termen de plată, da, pentru că am așteptat... Ce a venit, da? A venit Xeroxul, a venit certificatul de garanție, acum, îi mulțumesc foarte mult, văd că face documentele la timp. Haideți să le citim foarte clar, le citim și să ne mai întrebăm și între noi. Să ne mai consultăm între noi. Mai dăm și un telefon chiar cu Alina, înainte de treburile astea. Pentru că ei sunt obligați să ne răspundă. Și eu am credința că nu-și permite nimeni să vorbească aiurea, să ne spună altceva. Că e cu bâș-bâș, pe urmă. Deci nu. Deci asta e treaba. Să citim mai mult aici. Doamna Nedelcu, aprobăm execuția dumneavoastră, să punem la vot, da? Rămânem de informare lunară și la 3 luni aprobarea prin hotărârea Consiliului execuția bugetară. Mulțumim foarte mult! Deci trecem la punctul... Fără șarfuri. Eu zic, domnul Vasile, aici. Păi nu sunt sigur. Mai sunt acolo. 5, da. Deci proiectul numărul 5. Este proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Este inițiator domn primar, avem o expunere de motive din partea lui doamna Abraham, care ne prezintă. Cine ne prezintă? Da? E cineva care doamna Vasile să ne prezintă? O prezintă dumneavoastră? Haideți să o citiți dumneavoastră, ca să ne facem așa o idee și, pe urmă, discutăm câteva chestii punctări și dăm drum. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Tot data de Abraham Cristina, consilier cu probleme de asistență socială în cadrul raportului de specialitate a primarului Puteni, județul Bacău. Având în vedere hotărârea Consiliului Județean numărul 104 din 29.05.2017 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea chestiunilor sociale de sprijin pentru persoanelor cu handicap și a contribuțiilor la finanțarea acestor servicii pentru anul 2017, am constatat că la nivelul comunei Scorceni avem un număr de 3 adulți cu handicap cu măsură de protecție în servicii de tip rezidențial, respectiv Pavel Pirtil la centru de recuperare și de apreciere. Sandel, haideți să ascultăm, ca să numărim de cald aici. Ați promis că ne puneți aer condiționat, doamna viceprimar. Reiteratul este... În conformitate cu prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu handicap și completării ulterioare legii 404/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, e publicată cu consiliul completării ulterioare, propune emiterea unui proiect de hotărâre în care se stabilească contribuția Consiliului Local la susținerea persoanei cu handicap. Ca atare, proiectul de hotărâre este întocmit. Este. Deci, aici nu sunt probleme, pentru că... Trebuie spre aprobare, trebuie să știe lucrul ăsta. Este clară din eșalonul scurător, Consiliul Județean. Vă rugăm să aprobăm această hotărâre și să trecem peste ea. Nu sunt probleme aici. Mergem mai departe. Suntem la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării în baza unui contract în baza suprafețelor împăzurite de pe raza Comunei Scorțeni, județul Bacău, către ocolul selului Moinești. Ați văzut că la comisie doamna Lidia n-a pus cât de cât pe treabă. Nici aici nu pierdem timpul deloc, pentru că va urma, așa cum a spus domnia sa, un cadru, un contract cadru, în care atunci probabil vom intra mai în detalii, cu preț, cu contract, dacă va fi, cu bani, cu gratuit, vom vedea. Dar noi acum aprobăm un principiu care era de mai demult necesar, dar hai să o facem și acum. Deci cine este pentru?
Nu sunt unanimitate, nu sunt probleme, domnul Vasile Secretarul. Deci suntem la situație de urgență. La SVSU. Deci nu avem, deci am solicitat, deci eu m-am înscris deja la cuvânt și dumneavoastră, deci am solicitat lui Bogdan Lăvărescu doar atât am. Pentru informarea noastră a tuturor, o listă cu actualul comitet de, da? Voluntari. De voluntari și un extras ce exerciții privind această activitate s-au organizat în ultimii 2 ani, ca să ne facem și noi o imagine. Este eficientă, nu este eficientă. Sunt discuții colaterale, exact ce vă spuneam eu și la aia. Și beneficii sunt, dacă nu, că ar trebui să renunțăm la ele, că trebuie să avem noi o... E lege, domnul Gelu, orice unitate administrativ teritorială trebuie să aibă înființat serviciu voluntar pentru situații... Nu, de beneficii, spuneam domnul Mircea, nu de... Nu, spunea asta că este voluntar. Nu, deci asta este obligatoriu. Asta este obligatoriu, dar nu este obligatoriu să luăm și beneficii că facem treaba asta. Am. Da. Tot legiuitorul îți dă voie. Da, dacă noi, legiuitorul, Consiliul Local, fiind legiuitorul, facem treaba asta, e ok. Da. Eu am spus că ar fi ok să nu facem treaba asta. Nu se scrie nimeni ca voluntar, dar deci este o discuție care... Deci am fost voluntar, doamne, am fost voluntar. Deci este o... Și diplom, am fost calificat. Deci, să spun un pic, Meță, este o discuție doar pe tema că nu mă bag eu, consilierul Zanfirescu, să fac parte din acest comitet și nu plătesc impozite. Nu. Corect, corect. Deci asta este, la mine mă refer și nu fac niciodată. A, da, a, da, noi aprobăm în Consiliul Local ca Vasilică, nu știu care, își face treaba aici și anual vedem și noi activitatea lor și putem să aprobăm în Consiliul Local o astfel de facilitate. De acord. Dar nu eu, consilierul Eugen Zanfirescu. Vreau amălai neapărat. Deci ăsta e aspectul, da? Bun. Deci o aprobăm treaba asta. Deci îi aprobăm contractul cadru. Dar trebuie să vedem și noi contractul. Să vedem contractul și... Avem aici, am modelul. Avem modelul. Avem modelul, dar am rugămintea ca în momentul în care stabilește lista noului comitet, să o prezinti, sigur. Da? Vii din nou. Vii din nou. Vii din nou. Vii din nou cu hotărâre în Consiliul Local și atunci cu ocazia asta vedem și pe cei care au fost, vedem și dacă s-au făcut, le dăm niște nume, nume, gata. Deci ideea este bună. Da. Este lege, unde lege nu-i tocmeală, dar trebuie să umblăm un pic aici la, la cum să spun eu, la, la conflictul de interes al nostru cu anumite chestiuni. Dar să zice ceva, domnul Santos, zice ceva. Nu putem aproba noi în Consiliul Local că stăbim ceva, o facilitate unei persoane. Este voluntar. Nu, nu, nu. Luați și vedeți cum spune legea, ce spune voluntar. Cu mulți merg ideea că l-am zis voluntar, înseamnă vin că vreau eu. Na, așa se numește statutul. Este un punct de vedere. Noi suntem în situația, da? Acum de a nu intra în detalii, pentru că noi aprobăm doar un contract cadru. Da, da, da. În momentul în care vom veni pe listă nominală, atunci vom veni și cu partea legislativă, exact cum a spus domnul Mircea Măruș, să vedem dacă legea nu ne interzice, cum a zis și Mihai Zanfirescu, dar mai puțin noi, consilieri, hai să fim așa, să punem ceva, dacă vrem, dacă suntem în unanimitate, dacă se vrea, dacă se vrea. Deci acum mai se vorbim la legea atunci. Da? Contractul de voluntari. Deci să punem la vot acest contract cadru pentru această activitate a voluntariatului în SVSU. Deci suntem de acord cu toți, domnul. Cu amendamentul, când va veni Bogdan cu treaba aia, o să... Ultimul punct. Atenție! Proiect de hotărâre. Da? Haideți, vă rog frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere pentru căminul cultural din Saltul Florești, Comuna Scorțeni, Județul Bacău. Deci, facem o înscriere dacă la cuvânt. Domnul Sândelundu. Mai este cineva? Domnul Heiță Zanfirescu. Mai este cineva? Domnul Cipcă Ionuț. Paru, mai este cineva? Am și eu o întrebare, ne-am notat-o aici, Zanfirescu Eugen. Simplă. Îi dăm cuvântul lui domnul Sândel. Da, domnul Sândel, ia să vedem. Din punctul meu
meu de vedere, aici trebuia făcut pentru toate cămilele din Comuna Scorțeni, chiar de nu suntem câtați, să ajungi, o să fie... Noi aprobăm acum pentru Florești, la Scorțeni punem altă taxă, și probabil altă mare. Deci o taxă la nivel de comun pentru acest munte. Cred că este doar parțial atins problema de dumneavoastră și am să vă explic că Căminul de la Florești, cu evenimentele din Căminul de la Florești, nu suntem în aceeași situație cu evenimentele din Căminul de la Grigoreanu, unde suntem restricționați pe anumite evenimente. Dacă cel pe fonduri europene face numai activități culturale și se pot plăti, cum a zis și doamna viceprimar, vrei să vă vorbim, organizezi tu o activitate culturală prevăzută de lege, plătești. Nu e același lucru și la Florești, unde gama, pentru că a fost pe buget, pe proiectul nostru, care putem să-l folosim, să producă paralel. Deci, de aceea, cred că a fi pusă punctual pe fiecare cămin, cât e mai bine. Ținând cont de diferențele de legislații în care se încadrează activitățile ce le putem desfășura acolo. Iar de căminul de la Scorțeni, dăm voie, prietene, să nu discutăm acum, pentru că nu știu dacă suntem în stadiul de... Avem doar suntem în faza de studii de fezabilitate și proiecte. Da? Deci, hai să discutăm despre ceea ce avem, de găinile din curte, că de Scorțeni să fim noi sănători. Să-l vedem și pe ăla, da? Da? Păi trebuia deci... demarat, există proiect acolo și trebuia spus pe buget anual, la fel cum am făcut și la Florești, și anul acesta aveam turnată fundație, totul așa. Da, domnul Ambrosiu, este proiectul, da. Spune eu Jonathan Ferescu, da. Un proiect de 14 miliarde. Da. Deci este da. Și suma. Da. Din care s-au cheltuit, nu e aici Alina, cred că s-au cheltuit vreo 600 de miliarde. Păi, 600 de milioane, reprezentând studiul de fezabilitate. Măsură dar și proiectul în sine. Sigur, că da. Și deci, era ridicarea topul parcă de făcut. Și mi-e parcă s-a și făcut. S-a făcut, că altfel nu puteai să faci proiectul, domnul așa. E vorba de intabulat terenul, tot acolo. Restul, sunt niște pași de urmat. Restul, împreună cu domnul primar, trebuie să vedem și din discuțiile care le-am purtat. Din discuțiile care le-am purtat. În două rânduri. Unu, la creionarea bugetului și a investitorilor secțiunea a doua. Dar și din planul anual care trebuia Vasile aprobat prin hotărârea Consiliului Local de Achiziții. Planul anual de achiziții aprobă în Consiliul Local. Noi n-am făcut treaba la început de an. Chiar pe bugetul sumă de buget vechi și îl suplimentăm după aia când ne vine bugetul și dacă ne permite. Deci sunt niște lucruri care foarte bine sunt puse, deci sunt demarate. Le lăsăm să înghețe? Păi vedeți. Vedeți că unitatea administrativă va primi acele 430.000, deci 4.300.000, da? Și trebuia să ne gândim de la început cum puneam bănuțe pe cămăruțe și toate treburile astea trebuiau finalizate, chestiile astea. Am. Că banii se vor duce. Vă rog să mă credeți. Așa, vă rog să mă credeți că mă gândesc la cei 4 miliarde și jumătate, 4 miliarde și jumătate, permanent ce am putea face. Dar în același timp mă gândesc, oare când îi văd eu ăștia în visterie? O să-i vedem, nu trebuie, trebuia văzut, domnul Cerupăr. Da. Da. Cu certitudine trebuia să-i avem de la început. Asta e toată treaba. Păi că acum, dacă tot am făcut alocuțiunea asta, hai să vă spun, noi am aprobat. Că a fost de eleganță. Că tot timpul se plânge. Că nu aprobăm, că nu aprobăm, că îl încurcăm. Dar n-am aprobat noi, dragi colegi, de câte ori a cerut acea prelungire a scrisorii de intenție. Dar știți de ce vă întreb eu asta? Că eu mi-am explicat-o. După mult timp mi-am explicat-o. Pentru că el nu a reușit cu echipa de proiect ca la data când a fost planificat recepția să aibă dosarul și funcționalitatea căminului, neavând documentele, că aia de la Firț i-au pus în brață un checklist. Uite, cu asta vine la noi, mă, bărbate. Uite, cu asta îți verificăm. Și dacă el tot n-a avut mereu puse la punct, că a coordonat proiectul din calitate de viceprimar, dacă urmă prin echipa de proiect, ce-a putut să facă? A cerut tot prelungirea scrisoarei de garanție, câte 3 luni, câte 3 luni, doar. Iar banii, așa cum a spus doamnă Ruș, trebuia să-i luăm din decembrie, ianuarie, cel târziu. Și acum, noi nu mai discuteam acum de proiecții de investiții, că aveam bănuțul. Și spuneam, uite, bă, facem un puț, facem, rezolvăm treaba asta. Băi, oameni buni, haideți, mă, să le punem o dată în ordine, că noi toți spunem în general că ne certăm. Nu ne certăm. E foarte bine că ne certăm, că poate să alege ceva. Că dacă o să tacem, nu facem nimic. Altcineva trebuie să audă și discutăm. Dar de ce nu? Nu, stați un pic.
Avem aparatul administrativ al primarului. Nu, stați un pic. Dar el este la curent cu tot ce se întâmplă aici. Eu am zic că nu cred. Nu, deci da, eu chiar cred că e la curent. Deci, haideți, domn Sandel. Îi dăm cuvântul lui Mihaiță. Nu, dar nu are problemă, domnul Sandel. Suntem în fața situației să aprobăm posturile și pătură. Dar nu ni s-a prezentat comisia de rece, am auzit că s-a făcut o recepție acolo. În ce stadiu este acel cămin ca să-l putem da în... Da, mi-ați luat o întrebare care o aveam, notată eu pentru doamna viceprimar Cobuz. Și o întreb ca să fac legătura, un punct de trecătură între ceea ce vreți dumneavoastră, dar toți de fapt vrem, și ceea ce ne poate explica dânsa. Pentru că, pe data de 9 decembrie, acolo s-a făcut o recepție, zic rău? Nu. Ați făcut un proces verbal, v-ați deplasat cu o comisie? Da. De fapt, ce ați făcut dumneavoastră acolo? Ați făcut un proces verbal de recepție și ați luat o cheie? Păi am făcut. Ați făcut un proces verbal de recepție a unei chei? De predare a cheilor. Atât? Atât. Doamnă, deci noi la căminul de la Florești, nu avem recepție făcută. Vreau să vedem și noi, nu, în Consiliul Local, acel proces verbal de recepție. Nu, Ionuț? Nu erai tu cu procesul ăla verbal, când nu n-ai vrut să semnezi? Parcă așa mi-aduc eu aminte, că n-ai vrut tu să semnezi. Deci vrem să vedem atunci, domnul Ondu, sunteți de acord? Urmăriți-o că am multe pe cap. Urmăriți-o dumneavoastră, vă rog frumos, să... Acum să vă spun o treabă. Normal și logic aveți dreptate. Discuți-mi și întrebările astea când ai funcționat obiectivul. Nu te duci acolo cu scaunul de acasă, nu duci acolo cu vesela de acasă, nu duci acolo, nu duci acolo, mă zic, nici cu părere de obiectivul. Asta e întrebarea care vrea să o pune. Fisem o taxă, dar ce utilități are pe ea? Păi, eu cred că această introducere pe ordinea de zi este făcută la o presiune asupra domnului primar Antoni, către cetățenii din sat. Știți de ce? Pentru că pe mine acolo m-a întrebat un cetățean, când m-am fost acolo, la scăr, cu doamna Lidia. La recepție. Voi ce aveți de gând, voi dați să folosiți treaba voastră, voi vreți să veniți să facem un botez aici. Ce să-i explic pe omul? Băi, nene, n-ai curent, n-ai veselă, n-ai scaune. Am vrut să... Domnul președinte, dacă îmi dați voi. Vorba noastră, punem căruța înaintea cailor. Și aș propune chiar să amânăm acest punct. De ce spun? Pentru că nu este respectat ordinul 2014. Eu de acord cu logica lui Sandu, De ce vă spun? Că întâmplarea face să citesc și să vreau și să înțeleg. Ei, ordinul ăsta, 1893-2004, are vreo 5 capitole aici. Ei, la capitolul 4 este vorba personalul și conducerea. Păi cum putem să punem o taxă când acest cămin cultural, pe lângă facilitățile care îl are, nu are director, nu are comitet de conducere, pentru că așa spune în ordinul 1993. Eu recunosc, dar nu știu, s-a documentat. Omul s-a documentat. Deci, un cămin cultural, de fapt, toate căminii culturale din Buna Scorțe, trebuie să aibă un director și un comitet de conducere. Tot nu spun eu. Așa îl găsim în... Uitați, vă spun și pe capitole. Dispoziții generale, capitolul 1, obiectul de activitate, capitolul 2, patrimoniul, capitolul 3, personalul și conducerea, capitolul 4, buget, venituri și cheltuieli, capitolul 5. Da, da, tu nu confunda. Nu confunda ce înseamnă centru cultural. Dar este ceva care nu funcționează, că dar o conducere. Da, există Casa de Cultură, care are departament, are în cadrul primăriei există departament cu mijlocul cu spații divers. Ei, dar noi nu avem așa ceva, nici în organigramă nu are. Și nici mai să ai vreodată. Deci cu partea care ai spus-o cu căruța înaintea... Nu e. Așa, e corect. Pentru că aici nu oră să-l punem în funcționare. Să vedem, cu lumină, cu apă este acum, cu fluie... Plus de asta, eu n-am găsit. Dar atenție! Deci după ce spune doamna Vici, doamna s-a acolo cu o comisie sau cu cine a spus? La ce? La căminul de la Florești. De la Florești? Da, am fost cu un membru din comisia. De ai fost o comisie acolo, domnul, din care ați fost în comisie, să luați două chei? Păi în momentul în care o preda cu domnul... Și atunci procesul verbal, cum este întocmit? De recepție a unui cămin cultural? Nu, sau de predare primire a două chei? Așa scrie, de predare primire a cheilor. Doamne Dumnezeule! Doamne, mă dați pe cuvânt meu. Deci, doamne,
Păi cum puteam? Cum puteam să fac o comisie de recepție a lucrărilor când lucrările erau terminate din luna mai? Doamne, dar nu erau. S-a făcut la momentul respectiv, s-a făcut o recepție pentru că s-a făcut plată. Deci cum aveam eu... Doamne, dumneavoastră, știți ce v-ați spus acolo? Mă ridic în picioare, că am amențeamă. Dumneavoastră v-ați spus acolo, cu o comisie, să recepționați un cămin cultural care s-a terminat lucrarea, da? La el. Ați constatat că nu este funcțional, da? N-am constatat că nu are lumină, că nu are apă, că nu are scări. N-am constatat așa ceva noi. Bun, n-ați constatat asta? Și atunci vă întreb eu, ce ați constatat? Că ați luat cheile? N-am luat nici măcar noi. Noi doar am asistat. Doamna, atunci vă mai întreb ceva, s-ar putea să nu știți să răspundeți. Nu că nu cumva știu, pe acel document este. Care l-ați făcut, acel proces verbal de predare primire cheie, nu? Da. Sunt nebun? Deci, în definitiv, nu este proces verbal de recepție. Nu. Este un proces verbal de primire cheie. Da. Primire, predare cheie. Între probabil constructor și reprezentanții UAT-ului. Dumneavoastră, comisia. Nu, constructorii nici nu au fost prezent. Bun, dar cine a predat cheile? La... Îi predați deja domnului primar. Și domnul primar v-a predat dumneavoastră cheile acolo? O să vedem, uitați, aici este... Păi, noaptea minții, suntem oameni. Deci nu eu sunt convins acum, doamne, nu vă fac deci, nicio acuzație. Deci, dumneavoastră ați făcut proces de bani de recepție chei. Chei, atât. Dumneavoastră vă puteți închipui și duceți-vă, dacă vreți să mă verificați în ceea ce spun, că după acest proces verbal de predare, primire chei, s-au făcut plăți acolo? La Somalis? Asta e problema cu eu făcut plățile, nu am făcut plățile. Băi, fraților, plățile se fac după ce se face recepția și obiectivul este funcțional. Cum s-a făcut o recepție, cred? Acum, eu pun pariu, nu știu, dar eu pun pariu cu oricare din dumneavoastră, trebuie să chemă pe doamna Nedea cu voi. Că după data de 19, de 9 decembrie, când dumneavoastră ați recepționat o cheie, o comisie, da? Sunt convins că cu acel document de nimic ați plătit fără știrea Consiliului Local, nu știu ce sună pentru Somalis. Deci eu chiar că... Deci îmi dau seama că... Deci nu vine să mai vin pe aici. Lucrările erau finalizate din luna mai. Eu ce să recepționez terminarea lucrărilor dacă erau terminate? Cum puteam eu să trec în procesul verbal așa ceva? Atunci este recepție făcută în luna mai? Probabil. Recepție undeva iunie-iulie, cam acolo. Deci eu v-am spus, Ionuț, aia e recepția, regulamentul. Și să vezi că nu le-am inventat eu. Asta este o recepție la terminarea lucrării. Atunci, în luna mai, da? În care, în procesul verbal, s-au spus după un checklist, anumite chestiuni de către comisie, sunt convins că s-a menționat că nu are lumină, că nu are scări, că nu are mobilier. Deci în acel proces verbal, la terminarea lucrării. Acolo nu cred că au fost menționate chestiile astea. Au fost exact spuse ce s-au făcut. Păi și atunci cum am făcut noi plăți, mă, după data recepției? Pe bază la ce? Pe baza procesului verbal. Cine a dat voie să facă așa ceva? Eu nu știu, vă vorbesc de... Eu sunt convins că s-au făcut. Uitați, eu spun ședința viitoare, o să-i cer să-mi facă prin... Ca să putem avea... Comisia, să zicem că l-a luat în primire. Nu trebuie să fie un reprezentant care să aibă... Cheile, grijă de el, administrația lui... De ce vă dați cu părerea? Întâi ascultați și ce informații vă sunt furnizate. Când închiriezi un bun, nu te obligă să-l și dotezi, da? Separat există veselă. Cine vrea să închirieze vesela, plătește suplimentar. Deci eu închiriez bunul, drăguțule, nu închiriez și dotările. La vesela este? Există. Există, da. Deci cine vrea vesel? Eu, de exemplu, închiriez... Automat trebuie adus la cunoștință și cuitat. Păi, probabil, există în vreunul hotărârea Consiliului Local în care se plătește proiectul ăsta. Păi, proiectul ăsta. Băi, domnul Amăruș, proiectul ăsta a avut pus de apă? Cum să nu? Bun. Nu, prima dată a fost la proiect, dacă țin minte bine, știți că au fost incluse și satul Florești acordat la acea linie. Da. Deci proiectul căminului și după care au revenit la... Deci proiectul căminului cultural Florești, o investiție de 7 miliarde de lei.
Da. Nu știu dacă 7 milioane. Așa este în proiect. Nu știu, dar de la fel ați zis și de, da, de baza sportivă, că acolo sunt vreo 9 miliarde sau nu știu ce. Păi atâta este, dar... Nu știu dacă am auzit bine de chestia asta. Eu da, vă arăt documentul. Nu, 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 lăsați, că la documente mai vedem. Dar problema... Ca vă spun dumneavoastră, trebuie să discut cu documente. Da. Numai. Da. 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 De obicei nu prea știți ce scrie în document. Nu, nu, nu. Păi da, sunt unii care pot să literele, dar nu înțeleg cuvintele. Ia uite, nu? Da. Lăsați, că eu limba română știu. Ia uite ce spune aici. Cămin Cultural Florești. Așa. Valoarea totală a investiției. 696.944 de lei, da, 80 de bani. Tot cu... Baza sportivă multifuncțională, valoare, da, totală a investiției, suma de 10.000 de lei. Eu sincer vă spun... De cine a semnat aici? Contabil șef. Păi ia întrebați-o pe mine, contabil șef. Mie îmi place că sunteți foarte arțăgos. Da. Nu sunt arțăgos. Dar hai documente în față. Așa s-a pus data trecută. Ia chemați-o pe doamna. Vorbeați despre acte adiționale, dar apar n-a vrea ce vorbeați. Dar actele adiționale sunt. Dacă așa... Și uite aici, acum, la fel. Domnul Celu, nu țipați, pentru că... Nu țin. Nu țin, dar văd că încercați să manipulați niște chestiuni care sunt negru pe alb. Cum adică să nu spuneți că de 7 miliarde de lei nu este, dacă ai spune clar? A zis de baza sportivă și acolo la baza sportivă... Adică nici acolo nu știți că valoarea lui este 10 miliarde a proiectului. La Cămin, la Cămin de 6 miliarde și nu peste 7 miliarde, iar treaba cu... Doar vrea să vorbiți pe documente sau din amintire acum? Nu, din amintire. Eu vorbesc pe documente. Nu, bine, și chemați-o pe domnișoara Oleacă. Doamne, deci domnul, ăsta este document semnat de specialist. Da, se mai poate. Dumneavoastră? Ia chemați. De ce? Domnule, hai să trecem peste asta că nu... Și cu procesul verbal cu semnătura de la Grigoreni, aduceți-vă aminte că n-a fost un proces verbal de recepție la finalizare. Și doar atât. Da? Haideți să vi-l arăt să-l vadă toată lumea. Să-l vadă tot procesul. Cine l-a scris așa, să răspund. Deci nu, deci nu, că dumneavoastră nu. Deci nu. Păi n-am cu domnul Celu să accept treburi de genul, da? Că am semnat proces verbal și n-avea... Păi nu era, de, nu era recepție finală acolo, domnul. Nu, nu, da, nu era recepție finală. Nu. Ia uitați ce spune în procesul verbal de la Grigore. Ia, da, camera, da, uitați-l aici. Da. Uitați-l aici, da? Îl vedeți? Da. Vi-l citesc. Ia citiți-l, domnul. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor... Care? Atenție! Care? La terminarea lucrărilor, numărul 400-462, da, din 20-12-2016. Privind reabilitarea, modernizarea cămilului sat Grigore, executată în cadrul contractului numărul între Comuna Scorțeni, SCROM Constructorii SA Bacău. Pentru lucrările de reabilitare, modernizare, cămin cultural, lucrările au fost executate în baza autorizației. Da. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul fiind formată din... Da. Intervalul din data respectivă. Da, 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 da. În cuion Ionel Gabriel, președintele comisiei, Ambăruș Mircea, reprezentant, da, Comuna Scorțeni, Nița Alexandru, reprezentant Comuna Scorțeni, da, Strugarul Romulus, reprezentant al în Inspectoratul Județean în Construcții Bacău, Zaharia Dorinel, deci ăștia au venit așa, nu era recepție, au venit ei. Dar nu recepție, domnule, înțelegeți că nu e recepție finală, asta spun. Asta faceți pe oameni să înțeleagă. Domnul, recepția finală face afirul, domnule. Dumneavoastră ați făcut recepția... Dar eu nu sunt pentru afirul. Domnul, recepția dumneavoastră ați declarat că suntem gata pentru a veni recepția finală. Haideți ca să înțelegeți. Banii, domnul. Haideți ca să vă spun o treabă. Când s-a făcut recepția pentru... Constatările Comisiei de Recepție. Uitați, pentru... Constatările Comisiei de Recepție. Deci vorbim de două subiecte sau nu vreți să pricepeți? Ba eu pricep destul de bine. Băi, nu pricepeți, vă spun eu. Spuneți-mi când s-a făcut... Deci dumneavoastră ați participat la recepția de la terminarea lucrării. Știți ce urmează după recepția de la terminarea lucrării? Să vină și primarul. Urmează invitația către AFIR, Iași, care a aprobat eligibilitatea contractului și care stabilește că acest obiectiv este într-adevăr eligibil și că recepția care s-a făcut la terminarea lucrării este cea care le-a dat lor invitația să vină să verifice lucrarea. Da? Deci fără recepția asta din decembrie, da, în care se au constatat, aia nu veneau. Nu veneau. Bun. Deci atenție. Și acum să vă spun ce a constatat comisia în decembrie. Da? Constatările comisiei de recepție. Din documentația scrisă, dacă tot ați vrut Grigoren, vă dau Grigoren. Din documentația scrisă și desenată, necesară a fi prezentată, nu sunt lipsuri. Incomplete, piesele, nu sunt lipsuri. Nu erau. Când a venit AFIR-ul, 80 de documente au găsit lipsă. De ce nu le-a spus la început? Așa, în listă nimeni, nu e cazul.
Deci comisia, comisia care face el. Cantitățile de lucrări cuprinse în anexa numărul 2 au fost executate. Adică era clar că acel cămin la recepția din decembrie este funcțional. Are și puț. Iar comisia a stabilit că are puț. N-a spus aici că nu are puț. Că dacă comisia în decembrie spunea că nu are puț, domn primar, intram în cuvânt. Așa veneam în fața noastră, aduceam rog constructorul și măcar pe acele cheltuieli neprevăzute, măcar îl puneam. Pune-l în mâna și fă puțul, că nu putea să nu fie puțul un proiect inițial. Că nu era eligibil, nu s-a aprobat contractul. Dumneavoastră a spus că nu s-a aprobat pe el. Vă citesc în continuare. Valoarea declarată a investiției este de 926.704 lei. Deci atenție, dragi colegi. Deci nu mai vorbim de 7.788.000 proiectul eligibil. Comisia a constatat peste aprobarea noastră negativă din vot din septembrie că cele 2 miliarde sunt bune la plată. Voi o să plătiți, vă spuneți altfel. Nu o să plătim. Ei, o să vezi. Comisia de recepție a mai constatat și următoarele. Da. Comisia de recepție motivează propunerea făcută. S-a respectat prevederea autorizației din construire, proiectul tehnic. Proiectul tehnic nu fi avut puț, mă, ce vorbești? Deci s-a respectat și au semnat toți. Comisia de recepție recomandă următoarele. Se vor respecta prevederile instrucțiunilor privind urmărirea comportării în timp a construcției. Date de proiectantul lucrării. Deci, proiectul prezent, prezentul proiectul, deci, băi, este o mascaradă de nedescris. După, pe această bază, a venit, tocmai în aprilie, a venit AFIR-ul și a făcut zob. Și vă spun și documentul de la AFIR. 80 de documente lipsă, proiectul nefuncțional, că nu avea puț. Deci ce vorbim, domnul Amărăș? Da, stați liniștit. Când ați făcut, când s-a făcut recepția? Doamna, ați fost cu mine la Grigorie la recepție? Ați spus ce, domnule, puneți... La recepția care? La AFIR. Da, am fost. Și ce am constatat noi? Am constatat că tot ce am citit aici e corect? N-avea cum să fie corect. Păi atunci de ce am făcut noi recepții în decembrie pe Neveu? Asta nu am semnat noi ceva? Nu, nu-i vorba de semnături. Haideți să vă mai spun ceva. Domnul Gelu, ia uitați aici, semnăturile. Ia uitați aici. Semnăturile. Deci domnul Niță, aici mi-a, de fapt, cu dumneavoastră. Mi-a spus că nu a semnat. Adică cu noi, când eram numai. Mi-a spus că n-a semnat așa ceva. Domnul Niță. Dar zic, de unde ai fost? Păi am fost bolnav. Și cine a semnat în locul tău? Domn primar. Ce căuta domn primar la recepție? Sistemul treabă. Da? Bun. Apoi semnătura următoare? Păi iau domnul Ambăruș. Ia cătă că nu iau domnul Ambăruș. Aia nu-i semnătura dumneavoastră, domnul Ambăruș. O recunoașteți? Nu-i semnătura dânsului. Deci, asta a fost recepția, asta a fost recepția din decembrie, asta a fost recepția din decembrie, nu mai vorbiți de Grigorie. Vă rog frumos, ca să nu vă mai spun mai departe? Nu, mă, de la... Așa mai sunt mai departe. Spuneți și mai departe. Dar puteți să vă spuneți... Mai sunt și semnături lipsă. Puteți să vă spuneți când s-a făcut recepția la... Deci vă spun așa, că domnul Sândulescu, deci atenție, domnul proiectant Sândulescu, nimeni a semnat acest procedură. Deci nu a semnat. Ăla trebuia strâns de gătoane în gură. Domnul Sândulescu nu face parte din comisie, domnul. Domnul Sândulescu este invitat la comisie în calitate de proiectant, cum este și domnul inginer Bârzu în calitate de dirigent de șantier, care mă apără mie interesele oaț-gorțeni în relația cu constructorul. Ei nu fac parte din comisie. Comisia asta este. Hâncu, Ambăruș, Niță, asta e comisia oaț-gorțeni. Asta e. Comisia oaț-gorțeni trebuia să pună piciorul în prag, hop așa. Nu funcționează treaba asta? Documentele, cum stați cu ele? Comisia, hai să vedem, aveți? Păi dacă că până noi am mai fost încă o dată rugați să mai aprobăm o prelungire de scrisoare de intenții, să mai aprobăm nu știu ce încă o dată, iar când a venit AFIR-ul, lucrurile s-au agravat. Că dacă vedeți documentul de la AFIR și mi se pare că ție ți l-am arătat, da? Te doare capul. Dar persoanele care luau bani pe proiect? Deci vorbeam, eu n-am dat nominația. Nu, deci n-am dat nominația. Am spus echipa de proiect. Echipa de proiect. Echipa de proiect a pus în situația în care comisia, dar și comisia, vedeți cum a semnat, așa, să facă o treabă derizorie. Și de-aia suntem în situația de la Grigorena. Haideți să finalizăm chestia cu Părești. Suntem de acord? Da, dar noi... Sau amânăm? Amânăm până când are energie electrică, până când toate. Da? Deci,
sunteți de acord ca acest proiect să revină în momentul în care își lumină? Haideți să votăm cine este pentru, amânăm proiectul. Păi e urgentat cu alimentarea, cu energie electrică, așa stăm 2 ani. Este demarat. Vă invit cu respect să trecem, să trecem, depășim fără patim acestei discuții. Un pic. La terminarea lucrărilor, acest cămin ar trebui dat în responsabilitatea persoane unde pot să îl dăm la primăria Forțeni. Vezi el duti la putare, ăla la putare, cum zicea. Tot ce înseamnă bunuri culturale, de exemplu, cămine culturale, intră, logic, intră sub, în subordinea bibliotecilor. Exact. Ea este și cel care... Și ea era și înainte, da, doamna, domnișoara bibliotecară, da, era cea care... Inclusiv Vesela, tot unde este predată. Și Vesela, când nu e în interiorul primăriei, tot acolo la bibliotecă. Paharele, coșurile de pâine, orice cerere depusă la primăria Scorțeni în vederea închirierii, veselă toate. Astea se depun, se anunțați la domnișoara Tătaru și ea este cea care răspunde. Noi asta prin nouă ne trebuie hotărâri în Consiliul Local în care să fixăm taxa pentru veselă. Taxa pentru închiriat, dar bunul este numai un pic. Cu astea și cu urmă, tot aici venim. Sigur că da. Tot aici venim. Păi dăm mai departe pentru secat. Trecem la ultimul exact cum este la Casa Praznicală. Uite, doamna m-a precizat perfect. Vrei Casa Praznicală goală și îți vine firma de catering și îți vine pe tot. Dar mai puțin. Vrei și vesela. Vrei și... Noi la pachet tot, mă vreau căminul. Da, 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 al ordinii de zi, sunt chestiuni care nu le-am mai discutat deloc, nici în ședințele precedente, sunt interpelări chiar și între noi și declarații politice. Eu o să fac o declarație politică. Propuneți un ministru de... Deci, cine se înscrie la acest punct pentru noi? Doamna Cobuz. Următorul. La ce? La ultimul. Domnul Mihăiță Zampirescu. Domnul Sândelundu. Doamna Creangă Vasilica. Mai este cineva? Ionuț. Domnul Cipcă Ionuț. Mai este cineva? Și mă trec și eu ultimul, să văd dacă nu mai rămâne ceva, că nu, nu trec mai rămâne. Da. Doamna, viceprimar. Da, vreau să informez toți consilierii. La data de 15 iunie s-a făcut recepție cu câți membri au fost prezenți. Procesele verbale au fost predate la persoana desemnată cu registrul de intrări ieșit. S-a făcut recepție la puțul de apă de la Grigoreni, scările de la școala de la Căprul Cultural Florești și recepție pentru închiriat cu utilaje de la societatea nu știu cum. Deci închiriere, utilaje. Așa este contractul. Deci, închiriere utilaje. Da, cu cărarea balastră. Dom'le, mie în contractul respectiv nu mi se, nu apare trecut, da, ci pentru ce s-a închiriat. Da, dar în defalcare pe lucrări apare lucrări executate. Da, acolo lucrări executate. Adică nu bate tanda comanda deloc. Da. Noi, ca și comisie, nu puteam să constatăm decât ce este ca obiect al contractului. Deci noi am scos la licitații, dar n-am scos un serviciu de, o prestare de serviciu, balastare de drumuri comunale. În afară de faptul că nu s-a respectat nicio procedură, contractul este o fițuică de nu pot să spun acum care e calitatea ei, de închiriere utilaje, în care supraîncărcarea în ore de funcționare a utilajelor
duc la concluzia clară, că noi am văzut cu toți acolo, care am fost. Au pus și drumul de la Bocneșan la Scorțeni, de la Scorțeni milioane și milioane. Pentru că nu apare niciun cuvânt balastru. Deci balastru pe drumurile publice, pe ulițele noastre, nu este trecut în documentarul efectiv. Iar domnul care l-am chemat la interpelare la comisie, deci domnul, patronul, probabil, reprezentant, administratul firme, o zic că balastru l-am luat din Tazău. Hai să trăiești! Tu l-ai furat și vrei să-mi iei bani mie în acte să-l plătesc prin ore suplimentare, prin încărcarea facturilor? Nu, nu, la noi nu a apărut acolo... Deci balastru nu este. Deci noi am asfaltat drumurile, am balastat drumurile comunale fără balastru, doar cu închirierea utilajelor. S-au plimbat ele pe ulițe așa de închiriere, așa de poze. Vedeți că autosesizează. La Cămin, la Grigorin. Deci nu vreau să vă spun că... În recepție, nu este trecut forare curți, ci ce s-a făcut pe lângă, s-a turnat... Deci noi, ca prețuri, încă o dată precizez, noi, cei care facem parte din comisie, nu putem să aducem vreo modificare la ceea ce înseamnă prețul, ci noi... Mergem, măsurăm, există atâta cablu, există atâta. Deci, într-adevăr, comisia de ofertare, care este cea care funcționează înainte de comisia de recepție, înainte de ce vrea, alege oferta cea mai bună. În baza comisiei de ofertare, se alege oferta cea mai bună. Comisia de ofertare a declarat foarte clar aici, când nu au spus de ce e vorba. Deci nu s-a făcut nicio selecție, nicio ofertă, ca să știți. S-au încălcat toate legile. La Florești avem, am măsurat treptele, mâna curentă sau cum se numește, la cea din metal, acolo apare forat. Dar să nu vă spun că la fiecare lucrare de prestare de serviciu la comisie, să fie reprezentantul firmei, oameni buni, o dată cu socoteala. Sau dirigintele, dar șantier, dacă ai angajat dirigintele șantier pe lucrarea respectivă. Care să-ți reprezinte, că eu nu sunt specialist. Exact cum spunea doamna. Păi eu sunt constructor. Dar tu ai dirigente de șantier. Care îți spune, da, e bine, e bine, semnează, plătești. Deci, domnule, nu e nicio lege. Suntem cu toți în afara oricărei legi. Suntem prostițe în continuare și o să merge așa. Dacă vom tace și nu vom pune mâna pe carte, să citim, să ne documentăm, pierdem de tot controlul. Vă spun clar. În procesele verbale, s-a precizat că nu a fost. Acolo unde a fost prezent a fost, unde nu a fost prezent constructorul. Am specificat, nu a fost reprezentantul constructorului sau celui care a executat lucrarea. Deci la Florești există într-adevăr și forare puți, tuburi, pompă, 100... Indirect vedem și prețurile, dar nu ne putem noi pronunța ca și comisie. Asta vreau să înțeleg. Noi doamna, am înțeles. Aici treaba comisiei de ofertare. Aia, comisia de ofertare face selecția ofertelor. Dumneavoastră nu mai vorbiți de asta. Vorbiți de recepția comisiei. Noi am constatat ce... Pe ce comisia de ofertare și-a făcut treaba? Dar de unde? Eu îmi fac treaba... Doamnă, dumneavoastră faceți treaba să spreșeți la comisia de recepție, în același timp sunteți viceprimar și consilier local. Nu vă interesează dacă procedura păi a fost respectată? Orice... Nu vă interesează. Ei, la procedură nu pot să mă pronunț. Da, nu. Mă pronunț doar că... Eu mă pronunț cu consilier local și de asta trebuie să spun ai lucrurilor pe nume. Păi facem observațiile, dar putem noi schimba ceva? Da, le-am făcut. Păi le-am făcut. O să le facem și scris. Facem observații, dar nu noi. Am cerut factură din trecută. Știu. Acum se prezinte ședința asta acum. Știu. Rugăm pe doamna Alina să aducă contractul care a fost încheiat cu firma. Eu sunt de milioane, este un contract cu doi receptori. Am predat Vasile Popescu, am primit Anton Gheorghe Cătălin. Ce vreme am dat? Nu s-a executat mare lucru acolo, nu s-a făcut nimic. Dar pe ce s-a plătit suma aia de bani? S-a plătit. La fântână. S-a plătit. Din că trebuia de asta să o plătești. La Grigoreni s-a făcut... ce era drepturi? Că vrei tu, că nu vrei tu să o plătești. Și nu vreau plătești. Deci s-au plătit toate recepții, ca să știi. Tu s-au plătit toate, nu-i plătit. S-au plătit. Cu amul de la putru, cu 416 de acușnea, nici... Doamne, apropo de asta, hai să revenim la recepții, că suntem foarte aprinși cu recepțiile astea. O terminăm și cu asta. Dar noi pe drumuri am fost să vedem balastru? Eu am fost. Dar noi, comisia, cei doi care am mai fost, am fost pe drumuri? Nu am fost pentru că nu era obiectul, deci nu bătea obiectul contractului. Așa spune doamnă, că eu n-aveam ce să caut pe drumuri. Da? Doi la mână.
dumneavoastră procesul verbal. Noi am semnat, noi am venit, m-a schemat, am venit, cu cine am mai fost aici? Am semnat în fața dumneavoastră, că am votat, când am votat. Am spus, nu sunt de acord cu recepția, am semnat. Dar ceilalți care n-au fost, cum au semnat? Deci, nu s-au, deci oamenii nu s-au prezentat la servici, nu s-au prezentat la recepții, dar au semnat recepția. Eu am un exemplu. Știți ce sunt de anul ăsta? Știți ce este asta? E groasă. Dumneavoastră a spus la dispoziție, în calitate de președintă, a spus procesul verbal la cei care nu s-au prezentat? Nu. Doamnă, dumneavoastră trebuia să scrieți neprezentat? Nu, nu, a scris. Să semnați? În original, ce-am depus acolo jos, am și păi, eu. O să mai auzim. Nu știu ce este în rest. Deci dumneavoastră, în calitate de președinte la comisia de recepție, trebuia să spui, ați făcut prezent la comisie, intră pe procedură, pe regulament. Cine-i prezent? Popescu, Ionescu, Dan Firescu. Ori semna, că n-or semna, că au câți de acord, nu de acord, nu contează, oamenii au fost la serviciu. Ceilalți au stat acasă și au semnat după aia. Doamne, dumneavoastră trebuia să scriți acolo, neprezentat. Ai văzut că-i trecut linii? Doamne, nu linii. Deci acolo să scrie neprezentat și semnează președinte de comisie. Gata, acolo și... Nu-i problema la dumneavoastră. Acolo tot timpul va fi la fel. Drumul ăla la o, o perioadă a fost făcut cât de cât. Acum alba sa pe face șanțuri. Acum s-a făcut drumul, nu asta s-a făcut. Adică oamenii aia de urcat pe alta asta înapoi aici e foarte greu de urcat. Încearcă să coboare pe acolo. Nu mai putut omul cu taxiul coborând, s-a răsturnat și s-a spăpat. Și chiar mă gândeam acum, zic să-l îndrept, zic, nu știu, să facă în așa fel, să poată și oamenii aia coborând de acolo. Sau să intre pe o mașină, să intre cineva. Se întrebau toți, întrebau acolo. Doamne, o să pun câteva mașini acolo din piatră, s-a terminat. O mai venit unul tot mai jos acolo, unii aproape să coboare. O mai intrat unul acolo cu mașina. Adică nu că... Nu a fost nici ploi acum, mai de vinci, știi ce. Dacă era ploi, era spălat. Notați-o, pentru că iată că a ajuns o problemă în care e așa și domnul primar trebuie să vină în fața noastră și să spună, am recepționat ce mi-a spus. Mihaițu Dan Firescu, haideți, domnilor, vă supun aprobării următorul proiect al meu, următorul plan. Problema știți care este? Și atunci noi niciodată nu putem să le facem decât printr-o lucrare adevărată, nu cu balastare. Vine o apă între ei. Deci, balastare care balastare? Care balastare? Care balastare? Care balastare? Dacă nu ai să vezi nicio balastare. Deci, nici anul trecut, nici anul ăsta. Deci din mijloace. Aici aduce doar numai niște palasturi de aici acolo, aia sunt bani risipiți. Da, minte, la început, când eram noi în ziua, a zis, domnule, hai să facem ceva, dacă facem mai puțin, dar să facem ceva trainic, ceva temeinic. Nu trebuie să ne întindem peste tot. Băi, am făcut o stradă anul ăsta, dar o fac ca lumea. Mai fac una la anul până la jumătatea anului fac. Dacă te întinzi peste tot să faci mântuială și să arunci banii pe geam la niște zarzavagii de ăștia care vin cu niște din alea de lucrări de nebunești. Nu este nicio ofertare. Nu permitem altor firme să vină și ei, să mai vedem și noi unul, altul. Iar la o lucrare nu poți să faci cu o firmă care are un bulbor și o arici pogorici. Păi nu, poți așa face așa. O societate care are toată gama de utilaje, și are specialist, inginerul, divinii, și îți spune, domnule, la primul acesta trebuie să faci o autocredere în drept 10 cm, șantul de nu știu care, așa? Deci, doamna, cu puț bani de ia microfonul. Domnul Hei, să mai aveți ceva de adăugat? Nu mai am, dar nu știu, l-am invitat de data trecută cu domnul Bârsu, nu știu, i-a făcut cineva o invitație să vină, domnul, să discutăm pe domnul proiect. Sandel are cuvântul, domnul Sandel Ondu, o să ne explice și domnul Vasile, că am și eu... Da? Câteva probleme în luna prima decada a lunii iulie, o să înceapă niște activități în satul Florești, cu copiii, vara împreună. Unde sunt așteptați copiii din Scorțeni, Ghenechești, Florești, da. Și a solicitat, deci, mașina școlii, cred că, pentru transportul de la Scorțeni. La școală copii. Faci. Nu, și la primărie. Nu, n-are primărie. Iar pe timpul ăsta... Mi-a prezentat acum adrese, deci îi cheamă, dar nu vin. Nu vin, pentru că eu pe domnul Bârzu era martor. Ești la Grigorean, domnul inginer.
Faceți și nouă dovada pentru un document care să-l punem și noi în discuții în Consiliul Local, care sunt toate cheltuielile astea, domnule. Mai consultăm noi cu un specialist, mai vorbim cu primarul, suntem care identificăm o soluție, poate facem o expertiză, să mai diminuăm dracului din suma asta mare. Nu l-am mai văzut. Poate mai o promis atunci de față cu dumneavoastră, doamnă, cu tine, cu, tine, cu domnul Ovidiu. Vin, domnul Zanferos, vin, chema, uite, i-a trimis adresă, nu vin. Domnul. Deci, dirigent, ce fel de dirigent de șantier? Domnul Buriu, îl respect, n-am ce vreau, omul e special. Dar cum ne-a reprezentat domnul ăsta interesele noastre? Că a luat câteva sute de milioane, doamne, de la primul. Vreau să se poate ia bani și atât și deci, eu cred că a luat vreo 200 și ceva pentru multifuncțională, omul mai fi luat și pentru dincolo vreo 200 și ceva, deci sunt bani grei, domnule. Deci, omul la AFIR, deci, ascultați-mă un pic, la AFIR la asta, la Grigoreni, erați de față cu toții, eu nu sunt nebun, mi-aduc aminte foarte bine. Dumneavoastră ați văzut că în loc să vină rom-constructorul să prezinte AFIR-ului lucrarea, iar dirigintele de șantier să facă tabără cu viceprimarul, cu primarul, cu mine, cu eu, cu Ovidiu, cu Mihăiță, domn dirigintele de șantier a prezentat el lucrarea în locul constructorului. Păi ce apărare cu acestea oameni? E banul nostru, a meu, a tău, a cetățeanului nostru, a satului nostru. El o prezentat și s-au cheltuit. Da, vorbim cu foarte multe chestii, dar sunt anumite treburi care nu sunt normale. Parcă văd că vine toamna și baza sportivă, e tot la fel, când se înceapă școala. Dar e tot la fel. Aici, la ultimul, apropo de asta, la ultimul, am aici de la domnul Aileger, mi s-a părut un om ok. Vă spun, nu avem bani să ținem lucrarea, o să discutăm la urmă, dar mai aveți domn Sândel? Dar nici n-am putut vorbi, că trecem de la urmă. Hai să terminăm, că mai sunt doi secunde. Nici tu sunt primele. Da, solicitam pentru acești copii transport, iar pe timpul domnului primar Mircea li s-a ducea și câte o ciocolății cu un suc, cu apă minerală, căldura afară și asta. Trebuie. Deci trebuie. În partea primăriei. Trebuie și aprobăm așa ceva și primarul cu aparatul de certitate să facă măcar ciocul cu Mircea, atât măcar. Și precizare. Nu e neapărat că fac, vin numai copii din Florești. Sunt foarte mulți și din Scorțeni care vin. Da, Scorțeni, din poate comună, dar ce vin. Dar din totdeauna, din poate comună, dar noi vorbim numai pentru Florești. Și din comună, nu a fost niciodată. O minerală, un suc, o ciocolățică, nu s-a dat din totdeauna. În trecut, domnului primar, am bărut. În trecut, nu s-a dat din bugetul local, ci a fost din sponsorizări. Vă pot spune, chiar eu am sponsorizat Andeal. Deci, din și dumneavoastră. Vă spun așa, deci ca să facem și precizări, din da. Bugetul local... Da, dar uite, vreau să revenim la o altă chestie. Deci de atribuțiunile primarului, aparatul de specialitate, că nu trebuie să vii tu să faci tu sponsorizări sau altele. Ei trebuie să gândească, băi, e ziua eroilor, e ziua imnului național, e ziua drapelului, ziua... Vii tu, tu vii și ce? Da, o să punem la rectificare și o să dea pe minus, că v-am zis de atunci poate. Și am pus pentru copii și pentru Crăciun și pentru toți. Pentru toți am pus. Niciun leu n-am pus. M-am pus pentru ziua eroilor, cum am pus și pentru ziua... Pentru... Să știm când i-am spus, să bată în carte. Cum nu încurajăm copiii? Deci copilul care a învățat și-a luat o diplomă, a premiul tâi. Suntem plătitori de taxe și asta și... Domnul... Nu sunt bani, dragi. Domnul Danilu. Bani, bani. Oricând, deci să nu vă scrie nota, doamna Nicolina. Doamna directoare, am eu personal să mai vedeți mai departe și acum aici. Așa să fie nevoie de activități. Posibil să avem nevoie în caz de doamnul primar, să noteze problema lui. Onu Sândel, să identifice soluții legale, chiar de sponsorizări, așa cum zicea domnul Mircea Ambăru. Nu știu, eu nu trebuie să dăm la copilașe ăștia... Din buget, noi putem să aprobăm, dar nu acum. Copiii să încearcă, o să cer să folosească minul, poate o să fie gremineau, dar să spun să dăm. O să-i bage nici în biserică, nici în subiect. Dar nu-i mai bine în școală. Nu, de școală este un pericol. Colegi, ca dictat. Care este un pericol acesta? Dar de ce nu trebuie? Acum, că ce? Sau, îi trebuie ce primul dat? Doamna, cream că mai aveți ceva de adăugat? Da, eu vreau ca să am un problem. Cu ajutorul social am discutat înainte, să folosim la, în interiorul comunei, în interiorul satului. Avem o grămadă de șanțuri unde nu locuiește nimeni și nu de 10 ani. Îți plecați, nu știu dacă au mai plătit taxe, impozite către primărie. Nici nu cred că o să mai vină. Ies șerpi pe drum acolo.
Pe distanță lungi, avem un cultor. Dacă un om de la Sulgar care ne... Tocmai cei de la ajutorul social au desfășurat activități pentru șanțuri, pentru că Strugariu își fac partea lor, așa a discutat primarul de la Strugariu și acolo cu primarul. Cu... Mă lasă termin de vorbit? Da. Deci, așa a fost înțelegerea. Primarul de la Sporțeni a vorbit cu primarul de la noi, au spus în felul următor, eu vin pe Strugariu, îmi fac șanțul, tu faci șanțul pe bucățica ta. Cu ce să fac șanțul pe bucățica mea decât cu cei de la ajutorul social? Este așa? Este, dar nu mi se pare corect. Ei au venit cu un buldog frumos, în două ore și au terminat. Păi să luăm și noi exemplul lor. Și ați văzut cum se fac lucrările acolo? Tot pământul se pune la munte de așa. Luăm exemplul lor, păi dar să facă treaba cum trebuie. La primăria are costitoare. Ați văzut ce-au făcut la Ciușmean? La? Păi am cumpărat trei ce? Din astea, cum a zis? Cum să dea măcar? Pe fărăși de ce este dată la primăria asta o costitoare? Și eu pus mâna pe deci ascultați, cositor sunt două, sunt duse la reparat amândouă, există referate de cumpăratul din moto-unelte, de două ori sunt făcute, da? Eu am făcut. Și pentru... Mi-e rușine să spun că-s din Scorțeni. Da, și spui ce haos au făcut la Ciușmea țigani acolo, indiferent că e român, că e țigani, trebuie acolo... să facă treaba cum trebuie. Și dar trebuie... Deci dacă i-ați trimis acolo, trebuie să fie chiar. Mi-a și eu cu ei. Păi și cum? De ce mi-a spus întâi să cosească și apoi să scoate mânul? Păi prima dată și prima dată au cosit drăguță. Unde au cosit? Iar porțiunea, ascult un pic, iar porțiunea aia de drum nici nu este pentru Scorțeni. Așa au cedat și aici a fost. E la drumuri naționale. Indiferent, dar ce am făcut acolo, am făcut ieri, fix să nu iesă apa în stradă. Era tot pentru traficanții. Eu scriu asta. Se pregătește domnul Cipri Ionuț. Nu, că n-am terminat. Îți spunea să spunea că am văzut toată treaba cum trebuie, știi că chiar dacă da, domnul Caleap a făcut sesizări, trebuie când trimiteți oameni în teren să facă treaba cum trebuie. Acea lucrare există referat făcut de către mine. La ce înseamnă mufarea până la conducta care am, țeava pe care am băgat-o, aia nu pot să o fac eu cu cei de la 416. Deci nu, mufarea nu este șansă, de asta mă refer. Iar din porțiunea Cișmelei, ci trece peste stradă și în șanțul care este dinspre doamna Joana Macaru, la fel, nu putem să facem noi pentru că la șanțul respectiv trebuie îngropată conducta și dusă până în râu. Ei, cu cei de la 416 nu pot să fac pentru că acolo există o pantă care nu poți să o sări la mână. Acolo trebuie cu utilaj. Da, la mâncare se trebuie și o anumită pantă la căderii. Că dacă ai pus conducta în conclinare mai mare, eu nu sunt specialist. Deci acea lucrare trebuie făcută de către o firmă specializată. Deci, doamna Grandu, ia să ajung pică. Deci eu nu pot să fac. Eu, conducta respectivă, da. Eu nu pot să o fac. Pentru toată lumea. Tot am făcut. Pentru toată lumea. Și ei și în ajutorul aparatului administrativ. Haideți să mai scrim anumite propuneri pe exertică. Nu deranjează pe... Se face, dar se facă treaba omenească. Da. Deci haideți să mai facem propuneri, că mi-am dat seama că am de anul trecut, tot fel am vorbit aici așa. Hai să scrim și pe exertică, doamne. Haideți să mai scrim și pe exertică. Mai vine vremea să punem și noi pe listă ce propunere am mai avut, ce inițiative. Haideți să mai scriem către primar. Primarul îi primește în mapă. O punem în planul de lucru, dăm un răspuns. Haideți ca să știți de ce. Vorbim aici o zi întreagă și o să-mi dăm seama că am mai uitat vreo 200 de copii. Domnul Cipcă, vedeți că aveți un microfon cam mic, ce-o mai rămas în el. Apropo de rectificarea care a fost făcută pentru care a discutat domnul Ineiză, pe luna mai și luna aprilie. Dar nu a fost nicio informare. Execuția bugetară. Hai să spune, voi execuție bugetară, dar nu e nici asta. Deci ca să vă zic o chestie, trebuia automat citite amândouă. Pentru că, de exemplu, la cheltuieli cu bunuri și servicii curent electric, iluminat public, pe luna aprilie 3.000 și un pic, și pe luna mai 7.400. Adică nu, în ciuda faptului că nu iată. S-a plecat cu lui mai târziu de asta. Ionuț. Hai să ne amintim un pic. Tu mai zis rău ce ai zis, da. Noi am avut în mapă documentele astea. Da. Alina a fost aici. Eu, de exemplu, acasă, ieri, dacă am vrut să... Am luat materialul de pe ianuarie, februarie, martie, deci execuția pe 3 luni. Am luat materialul care a fost amânat prin votul nostru din aprilie
Și chiar așa am făcut și eu comparația asta cu luna, cu nu știu ce. Și mi-am notat niște chestii care nu mi le-am explicat, le-am pus aici. Tu acum ai luat contact cu materialul, ea nu mai este aici. Nu am reținut exact din luna trecută, deci, asta e problema. Te rog, pentru că nu s-o... te rog, când cobori, stă la dispoziție, nu e nicio problemă. Trebuie direct personal cu ea ca să ai și problema asta clară rezolvată. Probabil că au intervenit alte consumuri, probabil că nu intră la prestări servicii acolo. Că trebuie energie electrică. O fi fost o restanță într-o lună anterioară? Ceva este. Ceva este, că nu, ea nu face plăți din burtă. Face plăți... Facturi care sunt face plăți pe facturi. Și îți va da explicația direct pe treaba asta. Dacă nu avem materialele astea la dispoziție și avem, putem să ținem aici tot, ea are treaba acolo, da? Da. Le punem întrebările la punct și nu te supăra pe mine, dar dacă eu puneai atunci, sunt convins că tu aveai răspunsul pe loc. Dar te duci pe la ea. Mai ales nu mai zic pe treabă. Sincer, am și uitat să o am luat pe scurată. Corect. Și de asta nici n-am verificat. Și zic cu siguranță, că niciunul de aici nu-și aduce aminte. Spune, vă aduceți aminte suma respectivă. Și nici contractul nu aveți. În afară de doamna Grea, nu are nimic. Din contractul. Cu aia de numai de. Deci, ți-am tăiat microfonul. Da. Mai am o chestie. Hai, mai ia. Referitor la drumuri. Drumurile, aș vrea să fie precizat acolo. Când se fac? Pentru că, până la urmă, balastarea e singura soluție deocamdată. Mereu când s-o adus la autogrederul, s-o adânci drumul. Balastarul pune, dar apa spală. Automat noi, dacă nu ne ducem cu... Uite, am trecut, pentru că aminte aici avea o propunere, că de șapte și nu numai, că s-au gândit mulți la ea. Ca, chiar dacă facem o suprafață de balastare mai puțină, da. Hai să o facem cu un sort mai bun, mai de calitate, că ăsta e plin de pământ din Tazlău. Dacă e compactat, nu-i problemă. Da. Dacă e cu pământ, este Ioane. Asfaltare, domnul Zambinescu, mai e balastarea pierdută. Nu mă fac nicio compactare, nu se mai fac compactare. Dar mai e și un chestie. Da, fost de flori. Dacă e pământ. Eu n-am văzut pământ. Hai să eu trebuie să fac balastare. Aș prefera să fac 300 de metri de asfalt. Sau 500 de metri. Da, doamne, dar nu la lux, domnul Zanferescu, că dacă facem 500 de milioane în două luni acum, și cum că 500 până la sfârșitul anului, doamne, eu mă rog, fac cu cea mare, că-i dragul bătrân. Luăm 4,5 miliarde, cum a zis Mircea, de bon. Să luăm. 500 de metri. Să câștigăm procesul, să nu plătim 2 miliarde. Să vezi ce vine din reclam la buzunar. Dar să dea Dumnezeu. O să câștigăm și vă spun și de ce. Că proiectantul trebuie să aibă o asigurare în funcție de greșelile care le are. Și nu are decât vreo 100.000, așa mă înțeles. Am primit pe timpul ședinței trecute, chiar mă miram cu ăla. Deci chiar atunci mi-a venit faxul de la domnul Hailo. Eu v-am spus că omul ăsta mi-a făcut o impresie bună. Deci asta e, nu? Deci omul a zis, domnul, foarte clar, a pus, de fac ce? Deci nu e așa. Omul ne-a trimis, într-adevăr, mai târziu, ne-a trimis documentarul ăla pe discuția care am avut-o la școală, în luna aprilie. El a zis în jur de 1 miliard, nu știu ce. Dacă am primit-o acum ca așa constructorii. E cu vreo 135 de... E 1.350.000. 350 de milioane. Ce vreau să discutăm? Vreau să discutăm, nu știu dacă mai aveți în intenție să mai faceți altă ședință sau... Da, cu omul ăsta trebuie să discutăm și noi cu el, să vedem dacă, mai, dacă putem să aducem suma asta undeva mai jos. Pentru că suntem săraci, suntem în fundul gol, scuzați-mi expresia. Dacă dânsul atunci a zis, bă, 900, 1 miliard, poate mai luptăm și noi pentru un leu acolo, că așa n-am luptat pentru Grigoren și... Deci vreau să discutăm din nou cu el. Da, ne invităm, venim să vină un pic încoace, că poate primim și banii aia până atunci. Așa și ne apucăm de școală cu acoperișul ăla acolo. Și cu apa? Deci e 135, el a zis 1 miliard atunci. Deci omul ne-a trimis. Precizări cu cei de la ajutorul social. La începutul fiecărei luni, la vizierul din holul primăriei, apar listele cu persoanele apte de muncă care vor desfășura activități în luna respectivă. În dosar pot să fie și 7 persoane și 8, dar declarate ca și acte de muncă, din dosarul respectiv, va fi declarat doar o singură persoană.
În dreptul persoanei respective, dacă vă duceți dumneavoastră jos în hol și vă uitați, sunt număr de ore stabilite. Persoane apte de muncă pentru Grigoreni sunt 16, pentru Florești sunt 21 apte de muncă, deci precizez încă o dată. Iar pentru Scoțeni sunt 26. Foarte mulți scutiți. Deci nu, deci aceste persoane sunt persoanele care au obligația să desfășoare numărul de ore pentru întreg dosarul. Păi da. La asta m-am referit. Persoana aptă de muncă face orele și pentru copii, și persoana aptă face orele și pentru copil și pentru cel care este scutit medical și pentru... Deci transmitere și comisie. Pentru... Am văzut. Dumneavoastră să spuneți că văd o treabă anormală, că văd că nu sunteți în comisia asta. Nu mai pun întrebări de ce nu sunteți în comisie. Nici dar... n-ar trebui, nici nu trebuie să fac. De ce? Pentru că, la fel, adică eu sunt cea care pot să facă treabă, eu și selectez, exact cum e și cu recepția. Eu fac recepție, eu și plătesc? Corect din punctul nostru de vedere. Să facă un consilier, de exemplu, parte. Problema, da, să știți că am aici, uite, vă citesc comisia, da. O citesc că doamna chiar a făcut treaba, deci... Să legeți? Un consilier, doi! Cum să... Va... Niciodată, din partea fie a vicelui, fie a consiliului local, nu a fost ceva care noi să nu fim de acord dacă este pentru binele comunității. Da. Iar dacă am mai pus și întrebări suplimentare, am pus nu că... Din răutate, sau am făcut o observație, sau tocmai din dorința de a putea noi la rândul nostru să răspundem în fața cetățeanului. Te oprește pe stradă, da. Nu? Îi mulțumesc cu domnul Vasile Dănilă și pentru tot ce a făcut, dar îi mulțumesc pentru faptul că mi-a adus aminte că totuși suntem la un moment aniversar. Avem și noi un an mic, am trecut de la grupa mică, la grupa mijlocie, în Consiliul Local Scorțeni. Vă urez la toți la mulți ani și în numele lui Cătălin Anton Gheorghiță, să fim sănătoși, să conlucrăm și pentru mai bine. Pentru și poate, da? Iar începând de data viitoare, o să-mi reiau loc la bancă și o să-i am ținut cald, orice cald scaunul, pe doamna Narcisa Ceaușu. Trebuia desemnare acum, trebuia... Da. Președintele... Se știe, se știe. Doamne, noi avem o aprobare. Doamna știe că îi urmează la arbitru. Eu cu tu. Îi urmez trei luni recoloase. Auziți? Doamna, v-a zis urmele să mă pică să... Așa?